Bine v-am găsit. Mulțumesc, băieți. Mulțumesc, colegi. Foarte drăguți. Eu credeam că sunteți pregătiți pentru anul ăsta, dar vedeți că vine luna februarie, vine luna martie. Trebuie să fiți pregătiți cu lucruri frumoase. Bine ați venit la podcast astăzi, o emisiune senzațională, și vreau să vă spun că din prima aș... Ce e asta? De la YouTube. Avem un cadou de la YouTube. Asta e un cadou sau e o factură? Avem de la YouTube. Just how far have you come? Mă întreabă cei de la YouTube. Susan Wojcicki, CEO YouTube, ne-a scris. Uite ce am primit. Au, am spart-o din prima. Dragii mei, această placă va aparține vouă. Noi doar am stat la microfon, la instrumente, și invitații noștri ne-au spus din poveștile visilor lor. Astăzi, această plachetă care simbolizează faptul că for passing, pentru că am trecut de 100.000 de subscriberi, este a voastră, vă mulțumim din suflet și, bineînțeles, nu o să stăm prea mult pe ea, pentru că a venit următorul invitat. A venit Carmen? Da. E aici? Da. E aici? Da. Carmen, te întâmpină 100.000 de subscriberi. Adică peste 100.000 de urmăritori. La mulți ani, mulțumim frumos, mergem mai departe. Da, da, dai drum! Da, mai! Aici, hai! Hai! Uite, bă, ce chemare! Hai, bă, de mai arată! A venit Carmen! Da. Cum o să toată pe lungă să prezentezi? Aoleu, mama mea! Asta e la unde vrei tu. De ce? Mai repede. Hop! Bravo! Mai tu m-ai adus aici să mă faci de râs? Da, nu e de râs. Lasă că m-am făcut eu destul de râs. E cam bancul ăla cu calul, de-aia m-ai adus? De ce? Care e bancul cu calul? Ala cu... A venit unul cu o mârțoagă și era un mare măsar și ce ai făcut, măi nene, de ce ai venit cu calul ăsta că nu ți-l ia nimeni? Să-l fac de râs, dă-l dracu, că m-a nenorocit. Nu. Eu te-am adus aici, să-i cunoști pe băieți. Da. Ei sunt trei armăsari, pur sânge Cristi, pur arab Vali și pur și simplu Marius. Asta e, nu? Și toată lumea aici e pe distracție. Noi dacă nu râdem cumva, n-am trecut o zi, da, am trecut, știu, o zi degeaba. Știu, eu sunt confuză că e prea dimineață. Așa. Pentru mine. Și i-am spus Andrei, bă, eu cred că în loc de pastila de tiroidă am luat o pastilă de somn. Pentru că mi-era un somn în mașină de mi se închideau ochii, pur și simplu, neconducând eu. Și dacă cumva s-a întâmplat asta și la un moment dat o să cad cu capul pe masă, ceva frumos de... Așa, de somn, de ceva lin, exact. O chestie de genul ăsta, mă las și îmi revin și... Dar nu e o problemă, pentru că și eu simt în ultima perioadă, luna asta ianuarie, nu știu ce ți-a adus ție, dar mie mi-a adus tot felul de întâmplări interesante care m-au adormit pur și simplu. Nu știu dacă de la întâmplări am adormit sau pur și simplu sunt extrem de obosită. Iartă-mă, dar ce ai făcut ultima vreme? Eu am muncit non-stop. Zim la ce, că vreau să știu lucrul ăsta. Deci eu între Crăciun și Revelion am muncit. Pe 29 am avut și filmare și spectacol și am avut liber 30, liber. M-am dus după cumpărături și eu, 30. Da? Și a fost singura zi de cumpărături. Da, atâta. 31, 1 și 2. Și din 3 am luat-o iar și am scos și o premieră. Ce premieră? Pe 8. La Giurgiu, spectatorul condamnat la moarte, Matei Vișniec. L-am văzut zilele trecute pe la TVR pe Matei Vișniec. Da, i-a fost în țară, că a fost și la premieră. În timpul acesta în care vorbim, s-a făcut un ceai sau o cafea? Nu, e cafea, făcut-o... mulțumesc. Da. S-a făcut o cafea. Ai cunoscut-o pe Andreea? Da, e minunată. Auzi, am o problemă. Ia. În timp ce îți faci cafea, spun, da, problemele mele. Vă rog. Eu de asta te-am chemat azi, da, aici. Vreau să ne spunem problemele noastre, să le facem gemotoc, să le rezolvăm sau să le aruncăm. Deci zilele trecute îmi spune fie mea, zice,
mă duc în Tenerife. Păi stai, și pe cine lași la podcast aici? Nu știu pe cine, dar a fost o ocazie specială și au un grup de prieteni. Bine, și mă lași cu toți băieții, adică noi suntem toți băieți. O mână de femeie trebuie într-un podcast. Și acum ce să fac? Să zic, da, iubita mea, du-te liniștită, sau să zic, nu, stai aici, ce faci în locul meu? Du-te liniștită. Mulțumesc. Dar mergeți și voi cu mine, da. Dar nu se poate face podcast în Tenerife. De ce? Mamă, dar ce mișto e în Tenerife. Pentru că numai podcast nu seamănă chestia aia, iartă-mă. Deci nu poți să discuți cu cineva. Adică, eu aș putea face... Uite, îți dau un exemplu. Noi doi într-un jacuzzi, mă duc prea departe? Da. Chiar foarte departe. Noi doi în două jacuzziuri diferite și discutăm. Cum putem să ne înțelegem noi dacă în permanență auzim așa? Dar cine face așa? Pe jacuzzi. Păi da, oprești și tu jacuzzi, stai și tu liniștit cu apa lină. Liniștit cu tine? Da, dar stai o secundă, de ce trebuie în jacuzzi? Ce ai? Eu asta. Uite, de exemplu, în Tenerife, Andreea, te duci? Da. Da? Fii atent, te duci la Loro Parque. Nu ratezi Loro Parque. Cum ai zis? Loro Parque. Este un film? Nu, este un parc natural cu animale, cu pești, cu păsări, cu tot felul de chestii care sunt ținuți în semi-libertate, așa că după gratica la noi, înțelegi? Și este o nebunie și acolo o să vezi, Andreea, un spectacol de balene orca. Da. Mamă, deci nebunie. Este un loc minunat. Minunat. Mulțumesc. Și mai este în Tenerife, în sud. Este un spa, ce vrei, domne? Este un spa enorm, nu mai știu cum se cheamă, dar o să mă interesez și îți dau. Și acolo este o piscină imensă, apropo de că noi doi în jacuzzi, ce jacuzzi ne trebuie, Monica? Adică, scuză-mă. Deci este o piscină imensă, într-o formă așa bizară, dar mare, mare, mare de tot, care are pe lateral tot felul de jeturi. Știi? Bine, tu n-ai nevoie. Dar eu am stat în jeturile alea, deci am stat, m-a uitat Dumnezeu acolo, ore în șir în jeturi și vreau să spun că am slăbit 8 kg în 2 săptămâni. De la jeturi. De la jeturi. Știi cum sunt de puternice? Deci îți rup carnea de pe tine. Aqua... Nu aquapark. Nu, aqua... Îl găsesc sigur. Aqua fresh în 3 culori. Nu. Este, spune cumva, aqua... Magic. Nu... Nu, îi spune cumva că am trecut și eu prin chestia asta. Am fost undeva în Grecia. Păi da, mă, dar eu spun de Tenerife acum. Eu spun de în sud te duci, nu? Da. Și să-ți mai... O săptămână în sud, o săptămână în... În nord? Da. În nord e Loro Parque. În nord e. Dar eu am stat și în sud și în nord. În nord nu e cine știe ce. În sud te duci cu o excursie, cu autocar sau îți închiriezi o mașină și te duci la Loro Parque. Dar acolo trebuie să stai de dimineață până seara. Agenția de turism Carmen Tănase vă invită la noi și noi broșuri pentru a vă satisface vacanțele. Mai am ceva de spus. Să nu ratezi o excursie pe Teide, pe muntele Teide. Am luat-o deja. Da, așa, super. Și scufundări. Eu am făcut și scufundări. Nu cred așa. Ce ai făcut? Sigur că da. Stai, scufundări de astea de snorkeling sau dive? Nu, deci fii atent. Scufundări cu o... un scooter ceva. Iar să zic motostivuitor. Da. Cu un scooter. O chestie care face... Deci mergi cu o chestie până sub apă, știi? Și te baci într-un glob. Îți baci căpățâna într-un glob care are nu știu ce presiune, că acolo nu intră apa. Și tu te pui pe scooterul ăla. Și pentru că globul este convex, da. Nu? Concavi așa, da. De convex. Știi cum e când trec peștii pe lângă tine, tu îi vezi foarte aproape, ei sunt departe, dar tu îi vezi foarte aproape și tot faci așa să-i prinzi, adică e foarte tare. Iar bănesc că această chestie când te duci pe sub apă ține un minut, două, pentru că se adună... Nu, ține foarte mult, foarte mult. Păi și atunci tu unde respiri în glob? Da, respiri în globul ăla, n-ai nicio problemă, n-ai nimic de la gură sau ceva, n-ai nu niciun tub. Nu se adună tub. Dioxidul de carbon? Nu. Și eu am avut sub apă, timpul trece altfel, să știi, pentru că eu am avut senzația că am stat foarte puțin și când am ieșit am fost cu Florina Cercel, Dumnezeu să o ierte, în vacanță, și când am fost cu... și am fost foarte jos, adică... Nu sigur cred, că la e, cât metri jos? Nu mai țin minte, dar e ceva la suprafață, deci tu ești prins cu o... sau motoreta e prinsă cu ceva, cu o frânghie și există la suprafață niște chestii care plutesc, știi?
Dar tu te duci foarte jos, adică aia se desface și te duci jos, jos, jos și în fața ta este un scufundător cu labe care merge înainte și te duce pe acolo prin, mă rog, chestiile alea, măruntaiele. Te întreb o chestie la care răspunsul tău va fi absolut da și o să sar de pe scaun. Ai văzut Avatar 2? Nu. Întrerupem aici podcastul nostru, a fost pentru voi Carmen Tănase cu o singură aplicare în apă, că a doua n-a mai ieșit, pentru că am întrerupt abdominabil această. Avatar 2. Nu, nici nu mă duc. Avatar. De ce? Nu mă interesează, am văzut Avatar 1, mulțumesc, într-un an când, atunci când a apărut. Așa? Și nu am găsit bilete decât pe 31 decembrie, venise filmul din Olanda și a vrut să vadă Avatar și eu de Revelion am spus la film, adică mi s-a părut ceva îngrozitor. Plus că, dragul meu, mie nu-mi plac filmele cu efecte speciale. Mie nu-mi place progresismul ăsta, îți spun direct ca să știi ce discutăm, ca să nu avem, știu că o să mă faci de râs, că o să mă pui să cânt o fel de chestie acum ca să mă fac de rahat și așa mai departe. Mie îmi plac oamenii, sentimentele, emoțiile, nu-mi plac efectele speciale, adică prefer la un film să iau o palmă peste față și să reacționez, că poate să-mi zboare și un strop de sânge din nas, nu mă supăr, decât să mi-o pui după aia într-un efect special. Înțelegi, știi ce zic? Eu sunt pe stil vechi. În acest Avatar 2, da, care nu îți place ție din prima, yeah, tocmai din cauza faptului că a fost de Revelion, cine se duce pe 31 decembrie, dar tu ai făcut un efort și apreciez lucrul ăsta foarte mult. Da. În Avatar 2, eu nu m-aș fi așteptat. Adică zic, bă, ce o să fac în plus? O să o dea de strachine și după aceea o să se ducă în cap. E bine, nu. Efectiv, când mi-ai povestit că ți-ai pus un glob în cap și când mi-ai dat un motor în mână și ai plonjat în apă, ăsta este Avatar 2. Da? E despre tu. Mine? Da. A, da? Păi da! A, ia să tu, vedem. Tu, că la Odita drept... mai femeia și om din toate punctele de vedere. Da, da. Tu adinea ori mai demonstrat că tu ești aventuroasă până la urmă. Da, domnule, sunt aventuroasă, da, ca un om. Nu ca un animal, deși eu din punctul meu de vedere, eu cu tine merg la Avatar 2. Nu-ți place, plecăm amândoi. Avatar 2 este o surpriză foarte mare. De ce? Pentru că atât de mare poftă mi-a făcut să mă arunc în apă, să din nou să iau exact ce ai spus tu. Eu niciodată n-am fost. Eu sunt cu scafandrul la 25 de metri. Dar chestia asta cu motorașul în față n-am făcut-o niciodată. Atât de mare plăcere vizuală mea, chiar dacă au fost efectele într-un ocean, într-o mare, care poate exista și astăzi. Nu au fost, e adevărat că niște animale de acolo a trebuit să inventeze ei. Dar în rest, este o plăcere de a nota formidabilă. Și de atunci, după Avatar, am vrut să mă arunc într-o piscină. I-a zis și lui Fimiu. Auzi, dar poți să faci asta și fără să te duci la Avatar. Adică ce dracu ai nevoie de stimulente de-astea? Că eu te știam altfel, mai știi? Adică tu ești... În facultate, toată lumea ne povestea de Tarkovski și de toate filmele de Truffaut și așa mai departe. Și acum, venind în secolul ăsta, nu că e Cameron, da? Că a mai făcut el niște filme în urmă cu 20 de ani. Dar mi se pare formidabil faptul că ochiul nostru și mintea se bucură, imaginația, de fapt, se bucură. Asta e principalul câștig, da, de la Avatar. Să știi că am o imaginație descreierată, ca aș putea spune. Nu am nevoie să mi-o stimuleze Cameron, te rog să mă crezi. Imaginația ta a, da, fost încă foarte... Aoleu. Și vreau să spun... Ce, aoleu? Ce, n-am făcut nimica? N-am făcut nimica. Stai că m-am uitat azi noapte, eu m-am pregătit. Bine, unde te-ai uitat azi noapte? M-am uitat pe podcasturile tale, tu ce crezi? Și ce am făcut uitat, eu? Nu, da, și am văzut niște situații acolo. Dom'le, era cezariană pe bune. Deci nu așa. Nu, eu vreau să te întreb dacă aici, stai să-ți dau și așa total, aici aveai imaginație. Da. Da, uite-te ce ciufută eram de mică. Vezi? Deci se vede, cum să spun... ca sticla să vede cum aș fi, cum era, cum sunt eu acum. Și arogant așa puțin, nu, vezi? Mie nu mi se pare că ești arogantă. De acum. Mie nu mi se pare deloc că ești arogantă. Mie mi se pare că ești un om care are o intuiție formidabilă și vreau să spun că de la Revelion, unde am văzut în ultima dată,
Tu ai o intuiție formidabilă, te uiți așa la om, îmi place, nu-mi place. Scurt. Nu, nu e așa. Da, cum e? Nu e. Asigur că am o primă părere. Corect. Dar am luat țeapă de multe ori și m-am învățat minte, adică nu mai judec omul de la prima impresie așa. Pentru că am luat țeapă de foarte multe ori și nu, am o intuiție că de aia sunt și iubitoare de animale, că se mănânc cumva din punctul ăsta de vedere, dar totuși sunt om. Adică mult inferioară regnului animal și mai dau greși bine de tot. Nu, nu. Și în general, eu am rămas într-o relație excepțională, zic în general, dar în general umare, într-o relație excepțională cu persoane cu care nu m-am putut suporta la început. Deloc. A existat vreodată o persoană pe care o cunosc și eu, se poate întâmpla, care să nu-ți placă la prima vedere și după aceea să spui, băi, cum am fost de oarbă și uite ce persoană specială da, e. Da, s-a întâmplat. Dă-mi exemplu. Păi, cu nume așa? Auzi, dacă n-ai, poți să te dai pe mine. Nu, că pe tine te-am plăcut, aia e situația, să nu te mai plac după aia, adică vezi, aici am eu, nu. Vezi că eu sunt pe invers, da, așa. Da, da. Da, îți spun că am discutat chiar acum de curând, nu la prima vedere, că ne știam, îți dai seama, cu Marius Manole. Deci eu am fost pe dușmănie cu Manole, și el cu mine și eu cu el. Și pe el nu-l înțeleg de ce, poate pe tine te înțeleg, dar el... Nu, el zice că el mă plăcea, și eu îl plăceam pe el ca actor, adică stai, diferențiem lucrurile, corect, că chiar pot să fac asta. Pot să fac asta. Dar așa, el cu ce făceam eu, că și eu am dat în gură cât am putut, eu cu ce făcea el, că și el a dat în gură și a și făcut cât a putut. Și eram așa pe război. Până ne-am cunoscut, am jucat împreună. El mi-a dat un telefon și a zis, facem o piesă împreună, nu știu ce, cu tare, cu tare. Nu că nu mai putem unul fără altul, ai, adică la modul ăsta, înțelegi? Pe cuvântul meu de onoare, pe cuvântul meu de onoare. Eu nu l-am cunoscut niciodată, nu i-am strâns măcar nici mâna, l-am văzut inevitabil pe scenă. E foarte haios, e un suflet extraordinar, mare, mare suflet. Mare, adică probabil că asta m-a și legat atât de tare, că așa că e haios, sunt mulți oameni haioși și într-adevăr te simți bine cu el, dar e un suflet. Eu acum stau să mă gândesc pe cine să dau exemplu pe care nu l-am plăcut prima dată și pe tine, da, pe tine. Bravo, Cristiane, da. Bravo, Cristiane. Și? Nu, păi, nu mi-aduc aminte de un nume. N-am, păi, n-am... Dar, ai zis că pe... Cristian, nu l-am suportat. Acolo la început și nu mă place nici acum, dar nici... Da, nu-l plac deloc oricum. Orice ar face, nu-l plac deloc. Nu, domne, eu sunt consecvent. Nu te-am plăcut, nu te plac. Și cu asta, la revedere, adio. Adio del pasato. Da, îmi dai cântec, sunt distrusă. Deci am un stres, ce n-ai văzut. O, Doamne Dumnezeule. Dar ce se întâmplă aici? Măi copii, măi, dar ce se întâmplă? Măi, ați nebunii mici? E mâncarea mea preferată. Hai mă, termină cu chestia asta. Ai știut asta, este? De mici. Andreea, n-am știut când nimic. Pleci în Tenerife? Adică de ce? Peste o săptămână? Da. Mamă, ce o să-ți placă. Deci, nu cred. Deci, eu mănânc, mămică, că eu n-am mâncat nimica. Bă, asta ți-am zis, să nu mănânci nimic. Asta pot să spun că ți-am dat un mesaj în care ți-am spus să nu mănânci prea da, mult. Da, m-am și speriat. Zic, ce-o fi asta? Și cu o capcană. Dar eu mănânc mic. Tu mănânci mici. Cârnații ăștia, abia aștept să-i gust și eu. Foarte bun. Așa, deci ca să ne înțelegem, noi avem tot felul de instrumente aici, pentru că și eu ca și tine vreau să prind toate emoțiile. Asta e fasole? Asta e fasole bătută. Nu e bine. Păi, în emisiune mâncăm fasole? Murim aici? Păi nu. Uite, asta e cel mai bun. Vinetele, eu cred, vreau să spun, vinetele, soția mea le face cel mai bine. Alice a făcut? Vinetele. Toate? Da. Nu, vinetele. Cârnatul l-am făcut eu. E bă, mă, cârnatul, că e de cumpărat ăsta. Cum să fie de cumpărat, mă? Uite, bătătură. Păi bătă... și eu de la ce ai bătăturile alea? Uite aici, bătătură. Ce vrei, asta e viața mea. Urmărindu-ți biografia, m-am dat seama că tu în facultate i-ai avut colegi de promoție pe Radu Duda, printre alții. Pe Radu Duda, pe Oana Pelea, pe Răzvan Popa, ăla frumușelul pe care îl știu și eu. Robert Redford. Așa, Robert Redford. Adrian Păduraru și Claudiu Istodor. Da. Printre alții. Da. Vreau să... Cum erați voi atunci în facultate? Tâmpiți.
total tâmpiți. Fără pic de speranță, fără pic de... Nu, no, păi dar numai speranța ne ține. N-aveam în cap că o să fim cei mai mari actori din lume, că o să jucăm pe la Hollywood, pe la ce era în capul nostru. Vorbesc serios. Da, era o aglomerație ce n-ai văzut. Da, da, da. Numai asta aveam în cap. Mamă, cum o să fim... Făceam și exerciții la actorie. Exerciții, din filme străine? Nu, făceam exerciții de improvizație și era așa. De exemplu, situația era noi peste 20 de ani. Înțelegi? Și okay. ne întâlnim aici la întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultății. Așa. Fiecare ce este. Și mai intra câte unul pe ușă și nu știu ce și cu tare și cu tare. Și vreau să spun că s-a cam adeverit. Ai să râzi. Când a intrat Oana Pelea pe ușă... Nu, ea nu era în clasă cu mine. Nu era? Nu, eram două clase. De actorie. Aceeași promoție, dar două clase. Olga Tudorache, profesoara mea, și Sanda Manu, profesoara ei. Așa, așa, așa. Și ea era la Sanda cu Pădurarul, din ce ai citit tu acolo. Nu mai știu ce ai mai citit, cred că cu Pădurarul. Și cu Claudiu Istodor. Așa. Și eu cu ei alții eram la doamna Olga. Cu Radu și cu... Dar niciodată Radu n-a intrat... Principele, Radu n-a intrat pe ușă, voi deveni altceva decât ceea ce nu, sunt acum. Nu, dar el a avut-o înainte de a se... și după ce s-a căsătorit cu principesa Margareta, el a avut carieră internațională de teatru. Deci el a făcut teatru pe afară. El n-a făcut pe la noi, foarte puțin a făcut aici. El a jucat în Bruxelles, am jucat și eu cu el acolo. Și el când a intrat în exercițiul nostru de improvizație, el era actor internațional, așa e. Și așa a fost. Și după aia o să-ți mai spun ceva cu Radu. Îmi pare rău că dau din casă, dar e ceva foarte tare. Foarte, foarte tare. Până spui ceva despre Radu, vreau să spun eu despre Radu. Noi era în urmă cu vreo 15-16 ani și mă duceam la sală pe vremea respectivă și acum dau și eu din casă. Și am fost foarte surprins să-l văd acolo. Ne-am salutat, ne cunoșteam din vedere, fără îndoială, și mai ales că eu văzusem câteva... Pe atunci eu am fost foarte mare fan, ca să înțelegi, Teatru TV. Da, și el juca. Iar în Teatru TV, în prima parte, după anii 90, la TVR, pe acolo stăteam eu prin colțuri de platouri, mă uitam la Șerban Ionescu, la toți oamenii ăștia care erau în fața mea și ziceam, formidabil cum poate să... Fii atent, care era atunci senzația mea. Pentru că începutul, senzațiile astea au fost foarte interesante. Stop! Aoleu, am întrerupt. Deci primul stop, prima dată când am auzit de sus, din regie, stop, i-a stricat feng shui-ul. I-a stricat starea. Măi, nu mai zice stop! Era Constantin... Dicu. Țin minte, era un om mai mic de statură care se primea cu părul alb și se primea și dădea indicații. Plus că oamenii de la sunet erau acolo cu girafa aia deasupra. Bum, așa. Și ziceam... Formidabil. Acțiune! Și când a zis acțiune, când a intrat din rol, băi, formidabil, parcă nu l-a întrerupt nimeni până atunci. Mi s-a părut, cred că aia m-a împins să joc. Și prima dată, că asta pot să spun ție, că n-am mai zis nimănui altcuiva, primul meu rol s-a întâmplat în 98 și am jucat cu Gruia Sandu și cu Mihaela Teleoacă și cu... Și cu încă cineva. Îți spun, a fost o senzație pentru mine formidabilă, pentru că mi-am zis că mi s-a spus așa, tu nu trebuie să fii Brenciu. Ok. Iar eu, ca să-mi spun tot păsul, eu am făcut un prim an de scenaristică la facultate și după aceea au fost 3 ani de multimedia. N-am jonglat cu actoria. N-am pus deloc... Mă mai chemau la finele de anului, nu înțeleg de ce, regizorii care făceau final de an, mă chemau la să joc în piesele lor, dar nu înțelegeam de ce. Pentru că te plăceau, că erai bun. Nu cheamă altfel, să știi. Nu înțelegeam de ce, nici acum nu înțeleg. Și nici acum nu înțeleg cum mi s-a pus mie pata în cap să joc oarecum în anumite întâmplări de astea actoricești. Asta e cu Radu, ca să fac o paralelă. Apropo de cum e destinul și așa, eram studenți prin anul, cred că 3, și noi cu Olga, înainte de actorie, noi făceam yoga. Nu cred. Da, Olga, Olga făcea yoga. Nu cred. Și făceam yoga, cum să spun, noi mai mult pentru o încălzire care era și fizică și ușor spirituală, așa că te ducea către o meditație, de exemplu, făceam un exercițiu de echilibru unde n-aveai cum să fii cum eram noi pe pereți, așa. Când stai într-un picior ca un cocostârc,
cu capul pe genunchi și cu ochii închiși, trebuie să ai un echilibru, să ai o liniște, ca să ne așezăm puțin de pe stradă pentru actorie și așa. Și ziua doamnei Olga era 11 octombrie. Și într-un an, cred că în anul 3, noi am decis să îi facem o surpriză și să-i serbăm ziua la ștrandul studențesc, care pe vremea aia, nu mai știu acum cum e, în Tei, pe undeva, da, avea hotel, era un hotel acolo, era o bază sportivă imensă, unde vedea un sportiv și stăteau la hotel, nu știu. Și ai zis, hai să luăm niște camere la hotel și stăm așa 9, 10, 11 și plecăm pe 12 spre centru. Cine sponsorizează toată chestia asta? Voi? Am strâns bani. Am strâns bani la noi. Da, da. Era ieftin, mă, pe vremea aia. Și am spus doamnei Olga și doamna Olga a zis, bun, și actoria, cine o face? Stăm trei zile pe acolo și actoria, păi facem acolo, a zis, cursurile de actorie. A, deci, practic, bine, pentru prima dată s-a făcut un fel de team building. Team building, haide totuși să păstrăm niște proporții. Așa? Era octombrie, dar era foarte cald, foarte cald. Și făceam actorie yoga întâi pe malul piscinei, că era o piscină acolo la hotel. Mă rog, nu poți să-ți imaginezi ce făceau băieții, ferească Dumnezeu, că numai de yoga nu le ardea lor la piscină. Și așa Olga stătea cu fața la piscină și noi eram în spate. Incredibil. Și Olga era pătrunsă, aveam salutul soarelui, știa salutul să soarelui, facem salutul soarelui, nu știu ce. Și Olga era acolo în salutul soarelui și boi ăștia de în spate își dădeau slipul jos și se întorceau către noi și s-auzeau de astea de râs. În fine, și într-o seară, nu știu cum făceam, că seara toți se adunau la noi în cameră, la mine și la nu mai știu cu cine stăteam în cameră, cu o fată, toți și toată lumea fuma acolo la noi în cameră. Țigără obișnuită. Țigără obișnuită. Bă, nenică, fumam și noi, toată lumea fuma la vremea aia, dar când îți fumează 8 oameni într-o cămăruță de hotel, ceață mori, de ce nebunești, mori. Și la un moment dat am ieșit afară, era târziu, două noapte, am ieșit afară că nu puteam să respir de și cu geamurile deschise și așa, și zic, dracu, mă culc pe iarba aici, că nu se poate. Și a ieșit Olga de la ea din cameră, stăteam lângă un copac așa pe jos și am stat de vorbă cu dânsa, nu știu ce, și ea era ca mama noastră, așa era. Și a zis la un moment dat, zice, vrei să-ți fac un test? Da. Dar eu, da, îți dai seama, când audă test, eu-s prima. Și zice, da, durează. Da, nu contează, că oricum nu pot să mă întorc în cameră la putoarea care e în cameră acolo. Și mi-a făcut un test care a durat vreo 3 ore, Horia. 3 ore. Vreo 3 ore. După ce, pentru că eu am vorbit foarte mult, adică i-am dădea o temă și o dezvoltam, știi? Și o dezvoltam, că ți-am zis, am o imaginație fără măsură. Și în urma răspunsurilor mele pe care ea le-a acumulat acolo, mi-a făcut un traseu de viață, care este identic. Nu există așa ceva. Bun, eu, disperată de minunăția asta de test, l-am luat a doua zi pe Radu. Treci să-ți fac un test. Tu lui. Da. Și am făcut testul ăsta. Nici nu-ți spun despre ce e vorba, pentru că la un moment dat poate ți-l fac și ție și nu trebuie să știi. Perfect. Și am făcut testul ăsta lui Radu, care mi-a dat niște răspunsuri de m-a șocat. Adică eu nici n-am știut cum să interpretez ce mi-a zis el. Și am zis, bă, stai-mă puțin. Cum adică vezi asta? Păi dacă asta văd. Și eu tot încercam să spun, și cum dracu interpretez eu chestia asta? Adică era ceva extraordinar de deasupra noastră, ceva fantasmagoric pentru mine. Și așa a fost. Fantasmagoric și pentru faptul că erați în 80. Băi, fratele meu. Pentru că meu, nu era, cum să faci așa ceva într-o... Băi, fratele meu, deci mi-a dat niște răspunsuri. Adică totul e de imaginație. Ție ți se dă o temă și tu trebuie să descrii niște lucruri, înțelegi? În tema aia. Păi cum să descrim așa ceva? Păi și eu cum interpretez asta? Adică cum vine asta? Cum? Numai palate, numai asta, numai... Nu cred. Moșule, mori. Extraordinar. Și după aia am tot făcut testul ăsta. L-am făcut până și lui fiu, deși... Erai partipria acolo, erai implicată... Nu, deși, cum să spun, este atât de formidabil aceste... Deci, de exemplu, i-am făcut, uite, ca să înțelegi, am făcut testul tatălui meu. Cu care eu am avut o relație absolut specială și care era un tip special. Și tatăl meu nu a vrut să treacă de primul sfert al testului. Și am zis, ba da, mă, trebuie. Eu nu înțelegeam ce dracu înseamnă asta.
M-a luat așa cam cu fior, dar după aia am zis, zic, vezi de treabă. Și am zis, dar trebuie să te duci mai departe. Și a zis, nu vreau. Păi n-ai mă cum să nu vrei, că să strică jocul. Păi dacă nu vreau. Și tatăl meu a murit. Simțea lucrul ăsta sau... Nu știu să-ți spun, așa e, tatăl meu n-avea nimic atunci când i-am făcut eu testul. Dar tatăl meu de obstacolul important în viața lui n-a mai trecut. Deci tu practic îmi spui acum că un test, acest test se poate administra, se poate da, fie unui tânăr de 20 de ani, fie unui tânăr da. În menetate, să zic așa. Da, da, și vezi traseul. Cui l-am făcut, așa a fost. Bă, cui l-am făcut, așa a fost inclusiv mie. Adică tu ți l-ai făcut ție? Nu, ți l-a făcut Olga. Da. Și am recunoscut fiecare semnificație pe care mi-a dat-o ea după aceea. Că eu nu știam la început ce sunt lucrurile astea. Adică de ce mă pune să descriu chestiile astea? E o chestie foarte interesantă pentru că sunt anumite forme de introspecție spirituală, tip constelații, tip probabil că ai auzit de ele. Da. Dar ceea ce îmi spui tu este o chestie foarte... veridică. Ceea ce spui tu este mai bun decât un test de minciună, zic cum îi zice la poligraf. Da, nu, e formidabil. Deci eu nu știu să explic cum. Olga mi-a zis că ea crede că este a lui Pitagora, dar eu nu cred totuși, că am tot căutat și n-am găsit la Pitagora. Nu știu, poate avea formă. Nu contează al cui e, contează că este fantastic. Cui l-am făcut, am avut răbdare, că trebuie timp, mult. Înțelegi? Și dacă dai și de unul ca mine care are o imaginație de să duce până la cele mai mici amănunte, stai ore în șir. Noi, cu podcastul ăsta, probabil știi că am cel mai lung podcast din lume și americanii au zis Ladies and gentlemen, the longest podcast of all time, premiu, it's going to Horia Băiosu, da. Așa? Joe Rogan ți l-a dat. Joe Rogan mi l-a dat? Da. Te rog, Rogan, dă-mi-l și mie. Iar din punctul ăsta de vedere nu e o problemă. Eu vreau să-mi faci testul ăsta tocmai pentru că hai să spun o chestie... Nu ți-l fac acum. Nu, hai să spun o chestie pe care n-am mai spus-o niciodată, că vorba aia, dacă tu îmi zici de ce să stai eu mai prejos. Acum un an și ceva, când am început în noiembrie 2021, am invitat-o pe Neti Sandu. S-a așezat Neti acolo, eu am făcut, draga mea, ți-am făcut astrograma, o surpriză, poftim. Cam asta e. La care i-am zice și eu am ceva pentru tine. Ce? O vedeam așa, ezitând. Hai, spune, te rog, hai că abia aștept să-mi cunosc viitor, bla, bla, bla. Anul viitor vei avea un point, checkpoint. Gândul meu, imediat... Mi se duce, o să am o problemă cu nevastă mea care o să o rezolvăm luptându-ne și o să zic că ea nu... Nu, n-a fost așa. Nu pot să spun despre ce e vorba, dar am avut cel mai greu checkpoint al vieții mele. Eu nu știu să calculez stelele și astrele, dar cu siguranță ceea ce spui tu, tocmai pentru că îmi place să întrevăd așa printre altele viitorul, mi-ar plăcea foarte mult să păi ne să vedem, faci... Horea, și ne vedem. Pentru că eu știu foarte bine despre Olga și pentru că ai spus de foarte mult despre Olga, vreau să eu nu am întâlnit-o niciodată, deși mi-aș fi dorit. Olga Tudorache nu a vrut foarte mult să iasă în spațiu public, a fost foarte retrasă, dar aș vrea foarte mult ca să strângem, în special din vocea ta, care este cât se poate de autoritară în subiectul ăsta, vreau să-mi faci un portret al Olgăi. Da, pot să-ți fac, pentru că Olga este a doua mea mamă și va fi în continuare, chiar dacă ea fizic nu mai este, adică de multe ori, de foarte multe ori vorbesc cu ea și cunoscând-o bine știu ce mi-ar răspunde și atunci mi se clarifică și mie în cap niște lucruri. Dar vorbesc cu ea, adică nu că vorbesc cu ea în gând, vorbesc cu ea tare. Olga era un copil mic, până în 3 ani, într-un corp de mașteră. Înțelegi? Ea avea cariciu, deci i-a dat natura fața aia ca să poată să se apere. Corect. Bravo. Pentru că ea era un suflet extrem de fragil.
Și eu, care o cunoșteam foarte bine, știam exact pe ce pedală să apăs dacă nu era cu minte. Înțelegi? De exemplu... Erai parșivă la era, asta. Era parșivă pentru că uneori sărea calul ca orice copil. Știi? De exemplu, eram odată în America, în turneu, și trebuia să facă niște injecții. Eu știam să fac injecții, din păcate că i-am făcut lui bărbatul meu și n-aveam ce să fac. Și ea a zis, nu știu ce să fac cu injecțiile astea, că trebuie să mă duc în fiecare oraș să caut o asistentă, o nu știu ce. Am zis, nu e nevoie, că vă fac eu injecțiile, că știu să fac. A, da, știi, da. Și am făcut odată, înainte de a pleca în America acasă, a zis, vai, da, ce mână ușoară, a, ce bine, nu știu ce. Și a făcut o trăznaie, mă rog, a întins coarda la un moment dat prin turneu și am spus, nu mai faceți asta că băiatul ăsta, mă rog, nu spun despre ce, dar băiatul ăsta nu are posibilități, băiatul ăsta este sărac, este și nu mai faceți asta. A, da, nu mi-am dat seama. Următoarea dată a făcut exact la fel. La fel. Și i-am spus, zic, nu a ținut deloc cont de ce v-am spus, gândiți-vă la el că nu are aceleași posibilități ca și noi, da? Ia știi ceva să nu faci tu mie observație. Și atunci am zis, bine, vine injecția. Aoleu, că sună asta. Bine, bine. Vine injecția, bine. Diseară. Și a făcut așa. Că-i tremura bărbița ca la copii, mă. Înțelegi? Ca la... Deci ea era copil mic, măi. Extraordinar. Și când m-am dus cu seringa, era cu minte. Ce n-ai văzut, nu se mișca de loc. O să mă doară. Nu, zic nu, dar data viitoare s-ar putea să doară. Da? Da, da. Deci o artistă imensă, nu, nici nu am cuvinte, fără egal, n-are măsură, enormă, cu un instinct de teatru extraordinar. Că vezi tu, tu poți să fii talentat pe scenă. Vorbesc numai de scena de teatru, care e complet diferită de platou. Tu poți să fii talentat. Dacă nu ai inteligență de scenă, nu inteligență în general, poți să fii inteligent, poți să fii cultivat, poți să fii... Dacă n-ai inteligența aia de scenă, să știi în secunda doi de ce să te agăți, să știi să lucrezi cu partenerul, să știi în timp ce... De exemplu, ea juca și în timpul ăsta că am jucat cu noi, ne-a luat de studenți, o piesă Flutul, Flutul cu mine și cu Radu, și în timp ce juca, ea ne învăța din ochi. Înțelegi? Neîntrerupând actul artistic. Extraordinar. Nici nu am cuvinte să descriu. Mare, mare, cea mai mare actriță ca forță. Că așa mai erau și Gina Patrichi, da. Pe alt stil, mai erau. Dar ca forță, nu o lua nimeni. Iar când intra în scenă, se făcea liniște. Bărbatul meu avea o vorbă foarte mișto la un moment dat. A zis, bă, pe scenă e bine de evitat să joci cu animal, cu copil și cu cocablos. Pentru că nu... pentru că, dracu, nu te mai vezi. Înțelegi? Adică joci degeaba. Da, e... Ai pus-o pe cocuța. Eu aș spune și Olga Tudorache. Olga, da. Eu mă duc aminte de fiecare dată. Înainte, cred că orice regizor făcea așa. Întâi intra fața. Nu spunea nimic, pentru că fața ei povestea despre toate. Și întâi, cred că fiecare regizor spunea, băi, sunt fraier dacă o pun să spună imediat replica. Mai sta puțin cu camera pe fața ei. Da. Ai văzut... Doar filmele istorice. Nu, nu filme. Ai văzut la Național Regina Mamă? Nu. E pe YouTube. Merită să vezi și pe YouTube. Să vezi spectacol acolo. Eu l-am văzut de vreo câteva ori. Improviza extraordinar. Improviza? O, da. Deci noi am jucat Fluturi, Fluturi, o piesă care avea Aldo Nicolai, o piesă în trei personaje care, în clipa în care a ieșit, avea vreo trei ore și ceva, era foarte lungă. Și atunci am decis să mai tăiem din ea și s-a tăiat din text astfel încât să ajungă la două ore. Așa. Era suficient. După un an jumate de jucat, era trei ore jumate. Pentru că îi plăcea să improvizeze. Da, da, da. Dar era fantastic pentru că improviza mult. Scene întregi, bă, după care eu nu mai știam, bă, zic, unde am rămas. Incredibil. Unde așa ceva. Se întorcea perfect înapoi. Extraordinară. Asta a fost cea mai mare lecție de actorie pentru noi, pentru că noi am jucat cu ea pe scenă. Una este învețe cineva teoretic sau așa, și alta este să joci pe scenă și să o vezi pe scenă cum face. Da, da, și riscul de a improviza într-o asemenea piesă este mare. Da, n-avea nicio treabă. Deci improviza și dacă râdeam, că de obicei improviza pe comedie, dacă râdeam, avea un
Avea un inel pe care l-am vrut eu și nu s-a mai găsit inelul ăla, un inel de argint, ea purta argint foarte, nu purta aur, un inel de argint gen box, dar un box mic, nu era box din ăla mare, știi? Da. Și era destul de pătrățos așa și ascuțit și ne dădea câte o castană, câte o castană cu boxă. Nu, dragă, scenă. Poc, îți dădea câte o castană, păi mergea. Eu eram servitoarea ei, deci putea să-mi dea și un șut în cur, că n-avea nicio problemă. Problema e că dacă îți dădea una, făcea ha-ha-ha. Și da, tu, așa, chiar... aveam o chestie, o legătură așa pe cap și deasupra aveam o de-asta albă, cum au bonețică de o bonețică din aia. Și atunci mă protejam că aveam aia, știi? Da, noi am luat-o de multe ori de la Olga. Și mulțumesc frumos pentru asta și să n-aud politically correctness că vai că mi-e silă, știi? Eu cred că de fiecare dată politically este correctness a omorât multe tradiții. Da, a omorât tot. Și din cauza acestui politically correctness suntem în situația în care suntem, că nu mai știm să spunem lucrurilor pe nume. Cel mai, știi? Unul dintre cel mai una dintre cele mai penibile consecințe ale acestui lucru și țin de minte când am discutat noi chestia asta. Când cineva, acum vreo doi ani în urmă, a spus, băi, nu mai puteți folosi negru. Poftim? Da. Și atunci, cum îi zici la Agatha Christie? Simplu. 10 mititei de culoare. Bă, voi sunteți nebun la cap? Lăsați-mă în pace. Adică, nu vreau să mănânc, pentru că acum o să povestesc o listă, iar tu o să mă întrerupi când vrei tu. Am discutat despre teatru și acum trecem la filmografie. Eu ziceam așa, zic, să-ți dau două, trei titluri. Dar dacă aș fi fost într-o emisiune de televiziune, probabil că cineva în cască mi-ar fi zis, se apropie de publicitatea, hai, spune invitatului la revedere. Nu o să spun la revedere, ci o să spun toată lista asta, care sună așa. Ăsta l-am văzut. Misterele Bucureștiului în 1983. Murim! Nu există așa ceva! Băi, deci eu când am văzut acolo... Deci, nu mă puțin, vreau să te întreb dacă asta erai tu în 1983. Din punctul meu de vedere, semeni cu cineva... Dar eu nu cred că tu ai văzut o filmul ca să-ți dai seama că tu, de fapt, pe mine nu m-ai văzut și ai luat-o de la început. Ei, și... nu, lasă-mă! Unde eram, mă, Carmen? Hai, gata, filmul de la capă, mă și văd. Unde erai? Aici eram la Iași deja, eram actriță la Iași. Aveam 20 și... Terminam facultatea la 23. Aveam vreo 25 de ani. Deci la 25 de ani, sincer, între noi fie, uite, nu am nevoie de nimeni. Cred că era coadă la tine. Măi, nu. Nu era coadă. Știi de ce? Pentru că eu am fost destul de cu gura mare așa tot timpul și se temeau băieții, se tem și acum de fete de-astea cu personalitate și cu nu știu ce. Nu, mă plăceau așa când mă vedeau, dar nu, după aia nu prea, că eram incomodă. Nu era. Și aici aveam, iubeam pe cineva tare de tot aici, în poza asta. El s-a făcut poza? Da. Tu știi cu cine seamănă aici? Nu. Cu Elizabeth Taylor. Nu semăn cu Elizabeth Taylor. Zici tu de ochi, așa. Zic eu de ochi, de toată fața și de modul ăsta de a privi seducător. Adică eu, în toată viața asta a mea, cât am privit eu fotografii și așa mai departe, dar tu erai tipul de seducătoare, tipul de seducătoare, când mă uit la tine, probabil că, uite, îmi dai și explicația, erai îndrăgostită. Dar vreau să spun că Elizabeth Taylor avea o privire de-asta, probabil că era cu gura mare. Asta. Da, cu siguranță era cu gura mare, că... Da? Iar dincolo asta era, eu sunt asta. Aici părei puțin mai vulnerabilă, e adevărat, puțin mai vulnerabilă. Eu n-am avut aroganțe de astea, deși păream fața mea de arogantă, dar eu n-am avut. Eu am fost un om extrem de timid și sunt în continuare, adică am momente de timiditate când sunt de-a dreptul cretină, în sensul că nici, adică nu îndrăznesc, nu mă bag din cauza timidității și pierd. Dar când eram mică și când eram așa, la vârsta aia, eram foarte timidă. Atât de timidă încât dădeam a proastă. Vezi că suntem doi la masă. Nu spun eu cum s-au petrecut petrecerile până la 20 de ani. Că, într-adevăr, probabil și acum mă gândesc, colegii mei din școală ziceau, iar a venit prostul ăla.
Înțelegi? Ăla da. Eram eu. Deci trecând de misterele da. Bucureștiului, trecem la un bulgăre de humă în 1990. Ah, da, da. Drumul câinilor. În regelui Laurențiu Damian. Cu Olga Tudorache. Pe Laurențiu l-am cunoscut în facultate și de fiecare dată îmi place foarte mult când îl văd. Vinovatul, regia Alexa Visarion în 91. A, da. Ăsta e un titlu care mi-a plăcut foarte mult și drept pentru care am și văzut lucrul ăsta. Nebunesc și îmi pare rău. În 92. Crucea de piatră, da. În 94. Acum trecem la repertoriu internațional. Dark Angel. Ah, da. Ce era? Eram o asistentă pe acolo, o soră medicală. Ce eram pe acolo? Da, The Ascent, regia Linda Hassani, 94. Asta chiar nu știu ce este. Nu contează, îți spun eu. Astea sunt niște lucruri. Ce zice? Cast și așa mai departe. Ascent? Nu. Așa, Dark Angel, așa se numește filmul. The Ascent. Dark Angel, The Ascent. Cum ar fi... Da. Terminatorul. A, da, stai puțin, și l-a regizat o femeie? Da. Nu mai țin minte. Da, vă spun. Băi, tu nu-ți dai seama că acum îți spun eu toată viața. Da, stai aici, da, lângă mine. Gata, nu aici. Plec de aici. E și mâncare, e tot ce trebuie. Aș spune că este un titlu, și pe ăsta l-am văzut, filmul ăsta l-am văzut, aș spune că e un titlu străin, dar, iată, E Pericoloso, Sport Jersey, n-ai caranfil. Passion Mortel, regia Claude Michel Rom, 95. Exaine der Liebe. Stau. Passion Mortel. Îmi sună așa, dar nu mai știu ce jucam. Băi, acolo. E bine că eu fac un singur podcast cu tine. Și am discutat la ultimele 3 podcasturi cu Brenciu. Dar nu mai stai Passion Mortel. Ce dracu' film era ăla? Că nu mai țin minte. Sincer să fiu, nu l-am văzut. Lasă. Dar dacă scrie, ce da. Scrie, asta zice. Dar ceva Yves Boisset scrie... Stai puțin! Da, scuze. Te grăbești atâta. Deci, Im Zeichen der Liebe... Unde e fica mea? Da. Im Zeichen der Liebe, am zis bine, da? Da. Asta e cu germana, fica mea. Ce înseamnă? Ce înseamnă Im Zeichen der Liebe? Da, iubire. E cu iubire. E cu iubire? Bine, mă știa nu și mai noi, pleci în Tenerife. Gata. Regia Kate Katz în 1998. Da, aici e o poveste frumoasă. Da. E o poveste cu o actriță. Actrița principală era austriacă. Cum o chema Brigitte? Sibylle Canonica o chema. Sibylle Canonica. Sibylle Canonica. Și o tipă care era roșcată, morcoveață așa, cu părul mare, frumos, morcoveață și cu tenul foarte alb și cu pistrui. Și filmam pe la mare, deși era toamnă târziu, filmam la mare și ea, noi eram amărâți, era 90 și ceva, eram și noi pe acolo și cineva din echipă era pus să-i țină umbrela. Ca să nu se... Mă, și noi am zis, bă, da, ea nu poți să-și o țină singură. Bă, dar ce sunt, mă, fițele astea? Mă, cine-i mă asta? Că n-am auzit de ea în viața mea. Noi românii, de pe acolo, știi? Și ea era foarte... nu discuta cu nimeni, era ceva de vis, adică ziceai că e Meryl Streep, înțelegi? Cine-i mă mâncați așa? Și la un moment dat ea avea foarte mult cu Florin Zanfirescu și Florin Zanfirescu avea și scenă de amor cu Florin și Florin s-a apropiat un pic de ea ca să, adică a încercat să apropie ca să poată că zice, dialog, vine scena de amor, ce fac cu gheața asta lângă mine? Și și s-au împrietenit cât de cât acolo. Așa? Și a invitat-o la teatru. Oh. Eu jucam cu Florin la Odeon. Și a invitat-o odată la Țigănci a lui Hauswater, mm-hmm. un spectacol absolut Alexandru, dement. Da. După care a invitat-o la noi, tot la Odeon, dar jucam numai noi fetele în cumetrele, o comedie. Și după aia m-a invitat-o la nu știu ce. Domne! S-a schimbat de unde definitiv. Era... Am venit la Balubiți ăștia aici în România. Domne, s-a umplut de respect în ultimul hal, dar nu așa, adică nu mai scăpam de ea. Și a zis, bă, da, voi cum puteți să jucați într-o seară aia, nu se părea că întrebarea e nepotrivită total, adică... Sincer, asta mă întreb și eu câteodată. Bă, pe bune, păi asta facem, adică pentru asta ne pregătim. Nu mă lua așa. Deci, sunt momente în care jucați
pe săptămână 4 sau 3 sau 4. Și 7 am jucat. Băi. Da. Ăsta e tipic actorului român, iartă-mă. Da, de-aia suntem și buni așa. Dar ea era, deci, căzută în freză. Apoi, când și ne-am împrietenit și nu știu ce, fată bună alminter, dar cu aere de... A venit aici la lumea a treia. Și când a plecat la petrecerea de final, că am avut rolișoare destul de măricele acolo, la petrecerea de final a zis: vreau să-ți dau ceva, dar nu vreau să-ți cumpăr un cadou ca să fie ceva neutru. Vreau să-ți dau ceva de la mine. Și și-a scos inelul de pe mână și mi l-a dat. Ăsta este. Incredibil. Ăsta este inelul de la Sibile. De atâta nici nu mai ies. Stai seama că e înțepenit acolo. Da, iar când am fost eu în Germania cu teatru la un festival, a dat telefon acolo, fără să știu. S-a interesat unde stăm la Ulm, a dat telefon, să am toate condițiile, să nu știu ce, să cutare. Și am avut mulți ani în relații și la un moment dat am pierdut relația cu ea. Frumos. Interesant. Eu visez, iară, din nou, dezvăluire, visez câteodată că sunt distribuit în filme internaționale. Bineînțeles, nu spun cu cine mă mai întâlnesc pe acolo, că nu, te duc direct la Hollywood, pe Sunset Boulevard. Dar visez tot felul de chestii de genul ăsta. Mi se întâmplă câteodată. Rar. Păi nu știi ce. Foarte absolut. Bine, tu visează că e bine, că acolo îți merge gândul pozitiv acolo și se întâmplă. Trecem în 2001. Da. Dormir avec le diable. 2001. Yves Boisse. Ah, da. Da, aici m-am împrietenit cu Bartoș. În 2001. Da, da, da. Aici m-am împrietenit eu cu Bartoș. Așa de am rămas lipiți. Pavel, băiatul ăla cu... Da. Băiatul ăla, Ramon. Așa. Așa. Da. Urmează o perioadă de lacrimi de iubire în 2005-2006. Da, după aia filmul. Urmează Bandă dus, Bandă întors, Alexandru Tocilescu în 2005. Iubire ca în filme 2006-2007. Prea târziu în 2006. Stai că nu știu ce e asta prea târziu. Prea târziu regia Adi Sitaru 2006. Ah, da, da. Interesant cum le reții. Legături bolnăvicioase, Tudor Giurgiu în 2006. Da. Inimă de țigan 2007-2008. Nod. Alina Ciocărlie, regia 2007. A, cred că era ceva de studenți. Interesant. Cred că era film studențesc. Câte filme studențești? Am făcut. Dacă mă cheamă, mă duc. Bravo. Regina 2008-2009. State de România, student la Sorbona. Cu Iura. Luncașul 2009-2010. State și Flacăra, vacanță la Nisa, Iura 2010, Moștenirea 2010-11, Ruxandra Ion, atenție, Maze Forever, Maze Fever, auzi Forever, Maze Fever, Tudor Parhon, regia. Da. Extraordinar, nu? Da. Deci ești fantastică cum un lucru spune totul, da. Și după aceea nu mai dăm ceva. Ah, da. Și că cum o chema? Shakespeare. Nu mai dăm ceva. Romeo, ăla e. Da. Hai de capul meu. Deci Pariu cu viața, da. Ruxandra 2011-13, O nouă viață, din nou Ruxandra 2014, O grămadă de caramele, Ruxandra 2017, Când mama nu e acasă, tot Ruxandra 2017, Fructul oprit, Ruxandra 2018-2019, Zăpadă, cei și dragoste 2020. Dar stai mă, stai că ai zis ceva și nu, ce, ai zis ceva cu Ruxandra. Zi. După O grămadă de caramele, ce ai zis? Când mama nu e acasă. When mother is not at home. Dar ce e asta? Că nu mai țin minte și nicio, nu e de mult. Nicio problemă. Dacă mă întreb și pe mine pe cine am mai iubit. Când mama nu e acasă, da. Cu Ruxandra? Da. Trebuie să fie tot ceva continuarea de la O grămadă de caramele. Probabil. Da, un da, sequel da. Ceva. Probabil. Și am terminat în 2022 regia Delia Mihai Je Clon. În traducere franțuzească, Clanul. Da. Deci tu ai niște amintiri și niște... Ăsta este un traseu formidabil din 83 până în 2022, da. Pe care nu l-ar orice om. Am muncit, mămică. Am muncit în greu. Am muncit și nopți.
dar am muncit și zile. Băi, atât. Vreau să vă spun atât, stimați urmăritori, urmăritori ai podcastului Horia Brenciu. Eu am cântat la viața mea cu Damian Drăghici și Horia Brenciu. Aplauze! Eu am cântat la viața mea. Da, asta nu înseamnă că știu să cânt. Așa. Eu am cântat la viața mea. Hai, mă, de ce faci asta? Asta știu să cânt. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă, pentru Carmena mea. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și Horica-l meu. Să sune viola, te rog frumos, drăguțule! La mulți ani să fii fericită! La mulți ani! Fii atent, fac o excepție, eu nu beau decât vin arte. Da? Pentru tine fac o excepție. Și pentru tine! Cine a muncit toată viața mea? Așa? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Carmen. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit și nopți, și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, palamutule, ca să te simți bine. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru mine, scumpa mea, ca să te simți bine. Zile lăutare! Hai cu palamutele, mi-a plăcut. M-am încălzit. Te-ai încălzit? Oh. Și nopți doar pentru copii. Cât trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Să te cresc cu drag, copile, numai pentru tine. Am muncit și nopți, da, da, dar am muncit și zile. Și-am și filmat pentru tine, dragul meu, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, scumpa mea, ca să te simți bine. Hai la mulți ani, scumpete! Bravo, copii! Mulțumim, mulțumim frumos, apreciez din publicul spectator. Vreau să te întreb o chestie. Tu, imposibil să nu-ți fi dat seama că până la vârsta ta, de 31 de ani. Doi, scuză-mă. Tu ai o pasiune vocală. O ți-o spun sub sintagma asta, pasiune vocală. Eu cred că ai zis, nu mă băgați în seamă, nu vreau nimic, nu, lăsați, cântați voi. Nu, stai puțin, că eu am cântat. Dar am avut o nasoală la un moment dat. M-am operat de deviație de sept, mă rog, am avut o alergie nasoală, în fine, nu contează, și m-am operat ca să-mi treacă alergia și de deviație de sept. Și după această operație, eu nu am mai putut cânta. Adică eu aud perfect, eu am un auz perfect, nu pot să redau. Sunt momente când zic, ce dracu cânt așa de fals? Și am terminat cu chestia. Deja că eu eram cântăreață, eu acum eram un om mort, muritoare de foame.
Păi da, dar nu e vorba de... Uite, eu cred că ți-a revenit. Nu mi-a revenit nimic, că eu mă duceam, crede-mă, eu mă duceam sus, eram soprană, cântam sus de tot. Serios. Da, nu mai pot acum să mai cânt. Nu mai pot. Nu. Eu am cântat și mi-a plăcut să cânt și ți-am spus, am ureche pe vioară, am făcut vioară, am făcut muzică. Ai la viața vioară? Mea. Da, am una cu vioară. Tu nu știi, am făcut cu vioară. Tu, eu am avut vioară Iosif Cloț. Cine ești tu, Carmen Tănase? Tatăl meu a avut o ambiție să mă facă muzician și mi-a luat vioară. Și mi-a luat vioară Iosif Cloț, nu s-a dus așa... Și era o vioară care, săraca de ea, era superbă. Numai că eu, în copilăria mea, când am început vioara, eram și noi, am avut și noi perioadele alea ale noastre, nu ca acum, dar aveam și noi perioade de-astea de emo. Înțelegi? Ne îmbrăcam în negru, aveam niște fuste lălâi așa, cu niște buzunare ca niște pungi. Mi se pare un emo superb. Umblam în emo așa și totul era negru. Deci trebuia să fie negru. Să pui culoare pe tine că ești o țărancă, deci te îmbraci în roșu. Nu, negru totul. Și aveam, am și acum, e prietena mea cea mai veche, Aliki Mihalopoulos, las că-i spun să se uite la podcast. Așa. E o persoană cu care râd orice s-ar întâmpla pe lumea asta. Deci dacă se întâmplă un cataclism, noi găsim ceva de râs. Nu există așa ceva. Suntem la fel de dobitoace ca atunci când eram copii. N-am evoluat absolut deloc. Și Aliki, chiuleam de la școală și mergeam la Aliki, că era, Aliki era într-un spre școală, știi? Și mergeam așa o haltă pe acolo și acolo înțepeneam. Și mă duceam la Școala Populară de Artă la vioară. Bă, nu-mi plăcea deloc. Nu-mi plăcea deloc. Am făcut cu profesor acasă, dar stăteam în picioare. Și mie nu-mi place să stau în picioare, înțelegi? Și de ce n-ai făcut pianul? Bă, nu, mi-a dat vioară, aia e. Și mă duceam, trebuia să mă la Școala Populară de Artă dimineață, unde aveam teorie, drajlaci, nu știu ce și instrument. Și după aia, cu vioara după mine, mă duceam la școală. Dar făceam halta la Aliki, nu mă mai duceam nici la Școala Populară de Artă și nu mă mai duceam nici la școală. Și Aliki a zis, bă, dar tu ce umbli, mă, cu urâta asta aurie? Că era, mă rog, bej, așa, cu niște margini, era piesă. Și a zis, tu nu dai seama că e urâtă? Noi mergem îmbrăcate în negru, așa, vii cu urăciunea asta, e de prost gust. Și am zis, păi și ce să facem? O vopsim. Dar tu știi foarte bine că există acel Gaudi care e vopsit cu sângele soției, știi, da, foarte... Nu cu sânge, cu tempera neagră, gen 6-7-8 straturi. Spun s-a dus la epitoate cu tine rozată. Pentru ca să fie frumos, așa, negru, mat, așa, nu bălăceal acolo. Și când ea nu mai suna deloc... Și când am ajuns acasă, i-a zis lui tata, zi, fii atent ce am făcut. Mândră. Da. Am făcut o treabă de senzație. Ia, i-a zis el, că nu s-a întâmplat des să fac, să-i zic că am făcut senzație. Ceva. Și am zis, fii atent, pac, și am desfăcut cutia, s-a albit la față. Mi s-a albit, i s-a lăsat tot sângele în picioare. A mâncat o bătaie, cum nu, soră cu moartea. Nu s-a mai putut face nimic cu vioara aia și am vândut-o pe nimic. Absolut pe nimic. Pentru ziua ta să pregătim o vioară cadou. Da, e, asta îmi trebuie acum, vioară. Vreau să spun că, dragii mei, vreau să spun că în fața voastră se află o mare, poate una dintre cele mai mari iubitoare de animăluțe. Da, așa este. Cristiane, tu ai un singur câine, oprește-te. Nu înseamnă că nu iubesc animale. Atât, oprește, ai un singur câine, atât, stop, atât, atât. Fii atent aici, listă. Fii atent aici, listă și proiecte de viitor. Dar înainte de a vă povesti, pentru că se leagă toate... Ia, stai, că trebuie să mă dau pe spate. Înainte de a vă povesti despre lista de animăluțe, vreau să vă spun că toate lucrurile astea nu ar fi interesante dacă nu v-aș spune înainte că unul dintre actorii preferați, nu te grăbi. Nu zic nimic. Așa. Unul dintre actorii preferați a lui Carmen se numește Al. Pacilea. Pacilea. Extraordinar. Bun. Cum credeți, și nu spune nimic, cum credeți că o cheamă pe cățelușa lui Carmen? Hai. Pe actor îl cheamă Al Pacino, pe cățelușa o cheamă? Hai. Papucina.
Călduț? Pacina. Pacina. Nu e adevărat. Păi cum o... Deci e informație falsă. Se aude? Ca să nu mă apropii de nu, microfon. Nu, dar ce să se audă? Că se te mănânc. Dacă... Cum se aude? Pacina deci o cheamă? Am avut o cățelușă, că a murit săraca din 2000, pe care ea era cățelușă și o chema Pacino, nu Pacina. Pacino o chema. Andreea? Documentarea? Nu te mai duci în Tenerife. Pare rău. Era Pacina... Păi da, dacă e cățelușă, nu-i zici Pacina? Nu, i-am zis Pacina pentru că eu când i-am pus numele n-am știut dacă e cățelușă sau cățel. Am înțeles. Și am zis, eu te pot ce seamănă câinele ăsta cu Al Pacino. Bun. În acest moment ai 3 câini. Da. 2. Sau mai... Sau mai adăugat. La un moment dat, alți s-au mai adăugat. Da. Deci dincolo de Brana. Nu mai e Brana. Nu mai e Brana. Primită de la Oana Pelea. Bobiță? Bobiță. Cel mai urât câine din sud-estul Europei. A fost și artist, a jucat în 2 filme. În ce filme? Ai de capul meu. A jucat într-un scurt al lui Tudor de la facultate și a jucat în Regina. Pentru deci, faptul că era foarte cuminte. Mămica mea. Mă, eu l-am văzut, mă. Eu l-am văzut în film. Câinele, nu în Regina, cred că în Moștenirea sau ceva, așa? Da. Și era state era orb și a vrut un câine de la de conduce orbii da. Și l-a trimis pe Steven, i-a dat 2000 de euro, du-te și adu-mi un câine și ăla a băgat bani în buzunar și i-a adus unul de până șatră și ăștia au zis adu-l mă pe Bobiță, că nu s-a plătit, de ce vă vreți să vă bateți joc de Bobiță? Nu, hai mă adu-l pe Bobiță și l-au adus pe Bobiță, era atâta, deci era atâta, el săracul or a vrut el să fie pechinez. Dar nu a ieșit. Să fiu pechinez. Dar nu a ieșit deloc pechinez și era ceva, era un burduf. Un burduf, așa, deform, el n-avea, adică era un burduf așa, care avea niște urechi așa. Deci el nu era nici așa, nici așa. El era așa, ascuțite, mici. Nu avea un ochi din naștere, deloc. Deci aici avea blană. Înțelegi? Nu avea nimic. Nici orbită, nici nimic. Iar celălalt era ieșit din orbită. Chiar de aici, murim. Ieșit din orbită, bulbucat, enorm, și cu albeață. Avea cataractă în ultimul hal, nu vedea nimic. Dumnezeule mare, ce combinație. Și Bobiță fusese al unui imbecil de pe scară de la noi de acolo, care îl chinuia și care pur și simplu l-a abandonat, orb fiind, în mijlocul intersecției de tramvaie. Ca să-l calce tramvaiele. Nu cred. Departe de casă. Și Bobiță, așa cu instinctul lui, s-a întors acasă și era pe terenul de sport unde scoteam noi câinii, derutat complet. Stătea acolo și aștepta. Și eu l-am văzut și am crezut că boul a pierdut. Și l-am luat în brațe și m-am dus sus la etajul 9 și am zis, băi, ți-ai pierdut câinele. Că nu-l mai vreau, că nu știu ce găcutare. Și a ieșit nevasta lui care mi-a zis, vă rog eu din tot sufletul, dacă puteți să-l luați dumneavoastră pentru că ăsta vrea să-l omoare. Bobiță. Bobiță fiind bătrân. El a mai trăit la mine vreo 4 ani. Dar săracu a trăit și el ultimii 4 ani, a fost iubit. Înțelegi? Da. Iar Bobiță, l-am luat, îți dai seama, în secunda a doi l-am luat, Bobiță... Deci avea gura de zicei că i-a tăiat-o cineva cu lama. Era așa și scotea o limbă enorm. Deci nu pot spune cât era de urât. Și respira. Limba aia atârna așa, după întăietura aia așa și la tăia... Și cu un ochi... Mă, nenică, și eu l-am adus pe Bobiță la filmare. Bobiță, el nu stătea fără mine, săracul. Adică dacă vrea să-l plimbe altcineva, nu stătea. Și s-a chinuit o fată cu el pentru că și ăștia deștepți, deși eu eram cu câinele, au hotărât să facă ultima secvență din zi aia cu Bobiță. Dar vreau să spun cât s-a râs atunci. Deci eu nu știu, am făcut pe noi de râs, efectiv, la propriu. Și... L-am adus, care era cu minte, el unde îl puneai acolo stătea și ai adus, mă, câinele. Da, tăticule, l-am adus. Asta era dublă, ce că s-au tras 7000 de duble. Da, tăticule, l-am adus. Ia să-l văd și eu și l-a pus lângă el. Bobiță a stat. Și l-a mângâiat și a zis, a, ce câine, el era orb. Ce câine mi-ai adus, a? Cum e?
Noi nu mai puteam, deci eram, eram așa. Cine și zi, state, visul îl mânghea. Ia, uite, e de orbi. Nu, da, tăticule, este câine special antrenat pentru orbi. El însuși era orb, obiță, că și zice, da, cum e? Seamănă cu mine? E, și în clipa aia n-am mai putut și am zis, e cap tăiat, mă, ai văzut așa ceva? Știi cum e? Dacă vă puneți, mă confundați. Nu, deci s-a murit. Și era câinele, i-a pus numele state. Bine, nu pot să spun că hai să ne gândim ce nume îi punem. Și a venit Strunilă cu ideea să-i punem Orbit. Da. De la Norbit, da. Probabil. Nu, că era Orb, da, orb punem Orbit. Dar nu se putea, că era marcă de gumă de mestecat, da, 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 și așa, da, da, da. Și atunci i-a pus state. Stalin. Și vreau să spun că a doua zi a ieșit, a doua, a treia zi, femeia de serviciu a ieșit cu, aveam permanentă, femeia de serviciu permanentă, și a ieșit cu el și mi-a zis, vai, nu o să credeți. A zis, lumea, uite-l pe câinele lui state. Deci Bobiță a fost vedetă, săracul de el. Și Bobiță a trăit extrem de discret. El doar când veneam eu acasă, venea la ușă, să dădea burduful ăla, să dădea cu lăbuțele alea scurte în sus, așa, și făcea pișu pe el de emoție. Înțelegi? Făcea puțin pipi de emoție că veneam eu acasă. Foarte discret, stătea într-un colț acolo. E, Bobiță, așa cum a trăit el, discret, fai de capul lui, așa a murit. Deci Bobiță s-a dus la ușa de la terasă, a cerut afară, maica mea i-a deschis ușa, a stat, eu îl vedeam din living, îi vedeam silueta, mă rog, impropriu spus, burduful și cu urechiuțele alea așa, a stat așa, a luat aer curat, s-a întors înapoi, maica mea a închis ușa, s-a pus pe coșulețul lui acolo și a murit. Mare duioșie în față de Bobiță. A fost unul dintre cele mai duioase animale pe care le-am avut eu. Extraordinar. Și mi-a fost recunoscător. Aia 4 ani, eu eram Dumnezeul lui, că l-am salvat în coșmarul ăla de acolo. E, dar Bobiță, nu știu dacă le-a întâlnit pe cele 3 dive. Suspira Thaisa Calviția. Suspiria. Iartă-mă. Suspiria Thaisa Calviția. Nosferatu. Că numele de familie. Scuze-mă, când am citit astea, ăsta nu sunt 4 nume, e același nume. Suspiria Thaisa Calviția sunt cele 3 nume mici. Și Nosferatu e numele de familie, cum ar veni. Este o pisică egipteană fără păr. Da. Luată pe filiera Cleopatrei, da. Cezar Antoniu, știți foarte bine. Da. Și încheiem lista cu Boxi și Acașa. Da. E o iguană și o broască țestoasă. Două broaște țestoase. Două, între timp. Nu, două au fost de la început, dar una s-a găsit obștescul sfârșit, pentru că un cățel descreierat al meu, un cățel, și cu ăsta mă poveste, nu că noi stăm aici 3 zile dacă-ți povestesc ele, s-a jucat cu ea și pentru că ea s-a băgat în carapace, că totuși așa fac ele, o da? Agresa ăla, ăla a luat-o în bot și a crânțănit-o și a omorât-o. Gen, i-a spart carapacea. Și a rămas doar una. Dar am mai avut încă una găsită pe autostradă când mergeam către mare. Nu știu dacă era autostradă. Pe drumul către mare. Pe drumul, da. Și era enormă, era românească. Era, aia alea erau de Florida. Tu vorbești de broaște țestoasă. Da, o broască țestoasă atâta. Și eu eram cu bărbatul meu și am zis, oprește! Ăla să intre în parapeții! Mă rog, a zis mai tare, nu? Că acum că mi-a fost milă de microfon. Și a zis, bă, de ce faci, mă, chestii de-astea? Tu nu ești sănătoasă la cap? Tu nu vezi că e o broască testoasă pe jos, ea? Nu! Că avea culoarea asfaltului. Și m-am dus, am luat broasca țestoasă și am luat-o în cușa și a trăit și aia. A stat și făcea din frunze acolo chestii. După această... Dar tarantule nu scrie acolo? 2. Ai 2 tarantule? Am avut. Și când veneai acasă, le luai în mână? Nu. Că stătea câte una am avut, nu 2 odată, în terarium. Dar eu am luat-o pe mână. Am luat-o, am mers pe mâna mea. Am înțeles. Era din... cam atâta. Oi, 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 oi. Da. Eu am înțeles că lasă un fel de... Nu, lasă dacă o enervezi.
Deci așa se apără, ea aruncă cu pufii aia și te mănâncă, îți face așa o alergie. Dar nu lasă tot timpul. Nu, a mers așa un pic pe mâna mea, nu e o senzație foarte plăcută, ce să zic, dar n-a făcut nimic rău. După enumerarea asta vreau să te întreb o chestie care se leagă direct de o dorință de-a ta. Îți mai dorești să poți întreține un adăpost de animale? Da, îmi doresc să-l fac și să nu depind de nimeni. Așa mi-aș dori eu. Dar nu adăpost, eu aș vrea să fac un sanctuar, adică nu așa cu cuști cum sunt adăposturile astea. Să trăiască toți fericiți. Să trăiască într-o oareșcare libertate, împărțiți pe niște categorii, că nu poți să-i bași pe toți la oaltă, că se bat. Sunt unii care sunt alfa și se bat. Corect. Dar cum să spun, să fie așa pe niște terenuri mari, cum am văzut eu la Loro Parche, și o să se ducă Andreea să vadă, cum trăiesc, de exemplu, pinguinii, care au o insuliță lor, sigur că acolo e rece, e frig, e zăpadă permanentă, artificială și așa, dar ei au un spațiu enorm unde se... Crezi că pisicile puse cu câini și cu alte animăluțe s-ar înțelege în același... Da, eu am pisici și câini în casă. N-am nicio problemă. Ni s-au cunoscut? Nu s-au cunoscut, pentru că eu locuind acum la țară, niște cetățeni de pe acolo, ca să nu le zic altfel, îmi aruncă pe câmp, pe la pădure, pe acolo, am găsit 7 căței într-o pungă legată la gură, adică așa s-au gândit ei, știi, să scape de animale, măcar lasă-le în pungă, dar lasă-i să umble, că poate au noroc de la Dumnezeu, nu, legată la gură, țipete alea, s-aude de la noi, du-te, ia-i, că nu poți să-i lași, așa mai departe, deci ei tot timpul sunt câte unii noi, dar se adaptează. Pentru că am început cu un actor. Acum voi face doar introducerea celui pe care Carmen îl iubește cel mai mult. Colegii mei ți-au pregătit un material muzical pentru că acum te voi întreba. Care este actorul tău preferat? Anthony Quinn. Pe locul întâi. Pe locul tău întâi Anthony Quinn. Și filmul în care joacă preferat este... Zorba. Acest moment este doar pentru tine. Mă urc pe masă? Nu, am glumit. Eu nu am glumit. Dacă mai faci să plângi o dată... De ce ai plâns? E. La Bobiță? Da. Am văzut de 4 ori filmul ăsta. Asta e!
Evaristo, Evaristo! Mulțumesc mult și acum, în mod normal, trebuie să dea cu paharul ăsta de pământ. Da, uite, trântim sticlele de aqua carbatica, dacă vrei. Da, hai să vă, pot să vă povestesc ceva, că toți suntem la Zorba. Prietena mea, Aliki Grecoaică, da? Cu care am vopsit așa. Taicăsu trăiește și acum ei sunt în Grecia, acum Spiros Mihalopoulos. Taicăsu, un tip excepțional, dar grep micuț, fibra așa, cu față din aia de grec așa, dar mititel. Și se dădeau petreceri, eu eram copilul lor, Aliki era copilul al lor mei, adică eram toată ziua, bună ziua, una la alta. Și era o petrecere și noi eram prin clasa, știu eu, de știam eu de îndrăgosteală, prin clasa a șasea, ceva așa, și am zis, Aliki, m-am îndrăgostit de tactul. Dar să vezi cum... Să vezi cum a fost. Deci, petrecere cu grecilor, cu nu știu ce, hop, și eu la masă acolo, într-un apartament de bloc. În căruri, pe masă, nu știu ce. Și la un moment dat începe Zorba, începe așa, la masă. Bă, și grecu, Spiros, odată se îndreaptă, mic așa, odată se îndreaptă, ce? Exact ca Anthony Quinn, da, în asta, cu capul așa în sus. Bă, și s-a urcat pe masă ca o gazelă, deci a sărit de jos, hap, pac, parcă cu încetinitorul așa pe masă, a dat alea toate la o parte și când a început să danseze, mămica mea, și era tot așa, totul era deschis și așa, i-a zis, m-am îndrăgostit de tactul. I-a spus domnului Mihalopoulos și acum că n-am să uit niciodată momentul ăla. Extraordinar. E foarte frumos momentul. Eu aveam în Brașov, pe vremea respectivă, niște discuții cu niște oameni care văzuseră Zorba Grecu. Și țin minte că aveam, de fiecare dată când ne întâlneam, prost, dispuși, veseli, nu contează starea, do you like dolphins? Asta era vorba lui... Do you like dolphins? Îl întreba pe Ellen Bates. Do you like dolphins? No. Și începea fraza celebră. What kind of man are you if you don't like dolphins? Deci asta îmi stă în cap. De când, bineînțeles, cu prăbușirea... Da, aia, ai văzut un dezastru mai extraordinar. Mie asta îmi vine în cap de fiecare dată când am o problemă mare. Da, 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 da. Știi? Da, da. Interesant. Cade tot telefericul ăla pe care avem și noi. Toți banii, toată munca, toată agoniseala, tot. De dezastru în masă și ce face la sfârșit al meu... Formidabil. Dar a fost prima dată când eu m-am îndrăgostit de Irene Papas. Deci Irene Papas, mă duceam acasă, ziceam, cine-i fata asta că vreau să o întâlnesc? Eu... Dar tu știi că trăiește Irene Papas? Trăiește Irene Papas, 98 de ani, ceva așa. E momentul. E momentul. Oare mă cunoaște? Nu. Mai ai legături cu Grecia? Zorba este... Am legături cu Aliki tot timpul. Când mergem? Mergem vreau să când vrei pe Irene tu. Papas. Nu, dar dacă o cunoști pe Aliki, te tăvălești. Deci mor de râs. Adică tu te îndrăgostești de tată și eu de ea. Sau cum facem? Eu cu domnul Spiros sunt... E poveste veche, nu e? Da. E formidabil cum aceste filme din epoca trecută ne animă și ne motivează și ne substituie orice fel de discurs motivațional, înțelegi? Zorba e o filozofie de viață. Da. Povestea aia, asta e o filozofie de viață. Dacă o înțelegi bine, dacă nu, marși acasă. Și așa nu poți să spui despre Avatar 2. Exact, exact! Bravo! Mulțumesc! Întrebăm aici podcastul nostru, a fost o plăcere. Se citește pe fața noastră, o plăcere să o avem pe Carmen Tănase lătă de noi. Când te-ai mutat la țară? Cu câți ani în urmă? Un an jumate. Și aflându-te tu în mijlocul naturii. Ai cântat vreodată melodia asta? Alo, se aude? Ai cântat vreodată melodia asta? Asta da reacție. Aia cu basmalele, tată! Aia cu basmalele! Aia, asta am cântat la televizor. Știu. Deci fii atent aici. Eu sunt primul, tu ești a doua. Eu ți-am luat, tu mi-ai aruncat. Păi cine mi-o mai lua? Exact. Tu ești cu Mioa. Dar să știi că scrie H.B. Carmen, adică... Nu e ca și când mi-ai dat ceva greu. E ca un fel de rol. Doamne... Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la podcast. De fapt, nu e un podcast. Astăzi e ziua ta. Nu, asta mai târziu puțin. Încercăm.
Aoleo. Ce? Ce, erau ceva pe masă interesant? Aseară ți-am luat basma. Tra la 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 la. Și acum te văd fără ea. La 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 la. Păi cine ți-o mai lua basma? La 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 la. Ce se întâmplă? Să se destrame ca ea. La 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 la. Bine! Dai ca în jos. Măi, Carmen. Da. Aseară ți-am luat mărgele. La 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 la. Și acum te văd fără ele. La 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 la. Cine mi-o mai lua mărgele? La 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 la. Ce se întâmplă? Să stea spânzurat ca el. La 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 la. Zile! Hop! Hop! Și așa, bă! Mai e? Da, m-am zis! Draga mea, Carmen, aseară personal ți-am luat niște cercei. La 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 la. Și acum? Au fost mâncați de căței. La 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 la. Cine mi-o mai lua cercei? La 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 la. Ce se întâmplă? Să stea agățat ca ei. La 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 la. Asta e nou. Aș insista să-ți spun pentru ultima dată. Aseară ți-am luat inel. A, la 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 la. Și azi te văd tot cu el. La 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 la. Cine mi-o mai lua inel? Să se încovrige cu el. La 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 la. Dar asta cu inelul era? Da, eu sunt... I-a lubit Manaia. Foarte bun, da, foarte da, da. Bun. Alo, alo? Nu, săracă și el vrea să, vrea să găsească o nouă posibilitate de a da inelul, dar sper să aibă până la, până la 100 de ani are tot, tot timpul. Da, foarte frumos omul trăiește. Vreau să spun, am vrut să te întreb din prima clipă în care te-am cunoscut. Da. Dar nu am apucat, de aceea am pus toate întrebările astăzi. Da. Tu ai vreo legătură cu Maria Tănase? Aș vrea eu. Da. Nici cu Constantin Tănase. Da. Nici cu? Dar pe mine mă cheamă Tănase dintr-o greșeală. Da, dintr-o greșeală de cu niște
zeci, nu știu, poate 100 de ani în urmă, un funcționar din ăsta de la primărie, pe străbunicul meu îl chema Tănase Trache. Tănase fiind numele mic. Așa era pe vremea aia. Și ăla a trecut invers, Trache Tănase. Și așa a devenit Tănase numele de familie. Pe mine trebuia să mă cheme Trache. Înțelegi? Ce dracu e asta? E un lucru interesant, pentru că trac înseamnă cale de sunet. Da. Deci, fără să-ți dai seama, numărul tău înseamnă ceva cu lumea muzicală. Mamă, unde m-am dus? Păi de-aia am și venit astăzi și pentru că tu știi către ce tind eu. Către sala palatului. Deci... Hai să vă spun eu. Pentru că în pofida tuturor dezvăluirilor și poveștilor, vreau să vă spun eu cine e Carmen Tănase, fraților. Hai că vreau și eu să aflu. Deci, eu din punctul meu de vedere, mi-am făcut temele și știu profilul tău psihologic. Da, tu ai, pe de o parte, o stare de altruism feroce, da, ajutându-i pe alții. Un fel de, și citez aici, un fel de mamă răniților. Da. Bun. Dar această mamă răniților, în partea cealaltă, este dublată. Sunteți gata? Da. Un lucru pe care probabil ați vrut să-l faceți voi, dar nu ați apucat și nu o să aveți niciodată ocazia. Pentru că în fața voastră aveți un monstru care noaptea face off-road. Wow. Aoleo. Acum ce credeți despre Carmen Tănase? Uită-te la ea! Acolo e! Da, da, da! Da. Off-road, tăticule! Da. Uită-te la ea! Probabil și acum nu, își pune de la mânuși de la de piele jumătate de deget. N-am. Se duce, ok, fără piele, n-am. Își pune mine și conducem noaptea în hârtoape și un mașină de deci așa mă imaginez. Și calcă prin toate și vine acasă. Ce mai faceți, copii? Pis, da, da, știi de ce mă duc prin hârtoape, nu? Nu. Să hrănesc câinii. De pe drumuri, de pe acolo. Da, off-road. Am zis eu, da, te-am zis lui Măruță când m-a sunat. Ce, apropo, Măruță, sper că ești bine. Când m-a sunat și am zis, am fost într-un off-road. De ce? Pentru că o bucată din drum pe la mine pe acolo prin pădure era chiar de off-road, dar era o bucată. Ce au făcut ei cu bucată? Că mă duceam mereu pe acolo, că îmi plăcea, știi, cum să evit, cum nu știu ce. Îmi plac astea periculoase. Nu prea știu eu să conduc pe drum drept, dar pe drumuri cu grop n-ai nicio treabă cum e. Dar ce crezi că mi-au făcut nenorociții? Cu drumul? Da. Mi-au asfaltat bucățica. Nu pot să cred. Dacă pot să cred. Nu. Eu uite, de aici începem o petiție. Dezasfaltarea drumului din pădure. Băi, deci mi-au asfaltat bucățica, nu mai veni să cred. Dar fix bucățica aia, bucățica, avea și ea, nu știu cât să zic. 100 de metri. Nu avea, mai mult. Aia mi-au asfaltat-o. Deci nu, așa ceva. Dacă nu vrei, noi am fost tot timpul sudor la viața noastră și luăm picamere, mergem, da, acolo. Și distrugem. Da, tu nu știi ceva? Tu știi că eu am fost la Academia Titiaur? Eu am crezut că ești o persoană liniștită. Delicată. Tu știi că eu am fost la Academia Titiaur și că eu am fost supusă la toate testele alea de acolo și le-am trecut cu brio și domnul de la Academie, care este mâna dreaptă a lui Titiaur, că el l-a ocupat atunci, a putut să vină, mi-a zis că eu conduc excepțional și că am un instinct de săvârșit. Bine, sigur că după aia am intrat într-o betonieră. Da. Sigur, dar din greșeală. Mâna de aur al lui Titi Aur ți-a spus chestia asta? Deci, iartă-mă, fii atent aici. Hai să spun o chestie. Da. Dacă atunci când erai mică, în loc de vioară, ți-ar fi pus în mână taică-tu. Volanul? Augurii. Îl vopsea și pe nu. Nu era așa dramatic. Era mare. Da, nu, eu n-am condus 25 de ani. Acum m-am luat că stau la țară, n-am ce să fac. De 25 de ani nu am mai pus mâna pe volan, că am împățit o chestie. Dă-mi o concluzie după toate nebunile, după toate schimbările care s-au produs în ultima perioadă a vieții tale. Ce trebuie să înțeleagă lumea? Ce trebuie să facă lumea? Trebuie să... Ce simte? Ce să facă? Fix ce simte. Adică 25 de ani n-ai simțit că vrei să conduci? Nu. Nu, acum n-am avut încotro, că n-aș fi simțit nici acum. Să spun drept. Dar n-am încotro totuși. Nu pot să încurc oamenii și să zic, bă, tu mă și pe mine, colo. Și a trebuit să mă iau de condus din nou și am trecut cu greu peste trauma aceea care a venit din senin. N-am pățit nimic, pur și simplu.
mi s-a arătat o traumă pe drum. Și acum de când am lovit betoniera m-a luat iar trauma, deci m-a dat înapoi că mă degajasem, aveam șmecherii. Și mie mi s-a întâmplat atunci când am avut o întâmplare orbul găinilor cu mașina în urmă cu vreo 22 de ani. Doar că așa se întâmplă la început, nu te aștepta să fii din prima perfectă. Care nu, prima mă tuneau scuia în carne de când era Gică Petrescu mic? Păi da, mă, dar tu ai 25 de ani, ai condus. Păi n-am condus, da. Unde vrei? N-ai vorbit o limbă 25 de ani. Păi da, da, totuși de un an și ceva tot conduc și eram foarte ok, adică depășisem faza aia. Betoniera acum... e un lucru mare. Da, e foarte mare. Atât de mare încât m-am izbit de ea. Ce să vezi, eu am fost vinovată, bineînțeles, adică omul n-avea săracul nicio vină. M-a dat înapoi și acum am zis, bă, nu mai depășesc și Melcu, dacă e în fața mea, stau după el. Nu mai. Cred că următoarea ta situație este calul. A, în călărit, am făcut și călărie. Ai jucat și în filme în călare? Nu, n-am jucat în filme, dar am călărit când eram copil, că noi aveam hipodromul acolo la Ploiești. Și am fost la călărie 3 ani și ceva. Da, am făcut și obstacole. Extraordinar. Am făcut obstacole și am făcut și dresaj academic, care e mai greu decât obstacolele, că la obstacole sar peste niște chestii, dar să vezi acolo manevre la dresaj, să schimbe cu piciorul, să nu știu ce. Da, am făcut. Vreau să te întreb sincer, ce mai dorești să faci? Mai știi ce mai doresc să fac? Doresc să sar cu parașuta, dar trebuie să slăbesc că facem gaură, adică cu parașuta nu singură, cu instructorul. Dar mie că îl bag pe omul ăla la propriu pământ. Tu nu ai cântat chestia asta? Niciodată. De ce te... Dar eu cred, cu toată experiența ta de om, de artist, eu cred că o poți duce la capăt. M-am gândit. Ce ar putea să fie pentru Carmen ceva definitoriu? Și am găsit chestia asta. Sau definitiv. Și? Fii hai atentă. Hai mă, ce-mi dai? Dar de ce ți-e frică? Păi mi-e frică de tine, pentru că... Și, nu sigur mai, că arăt ca o betonieră, dar lasă-mă... Nu. Uite, treci peste, uite. Stai să-mi iau un ton. Nu, te rog, nu, uite, ton. Ăsta e bun? Stai. Ci... Ăla e. Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Târâi șarpelui și pasul gândacului, vâjâitul vântului, pulberea pământului. Că furnica de-i furnică, la trup mare, la cap mică, și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ, tot se ține de cuvânt, tot se ține de cuvânt. Ai, dar noi oameni botezați, dar noi oameni botezați de cuvânt suntem lăsați, de cuvânt
suntem lăsați, că cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Trâișul șarpelui și pasul gândacului vâjâitul vântului pulberea pământului. Am falsat pe bune? Că mi s-a părut la un moment dat că nu mă aud. Nu, de-aia zicea de cască, dar perfect. Uite, am pregătit câteva turne. Nu, da, ce mișto că am gândit, da, cine iubește și la sfârșit am că... Da, dar știu de ce faci chestia asta, pentru că și tu ești un copil, de exemplu, poate colegii mei nu știu, dar personajul tău preferat din desenele animate este... Stai, așa nu spune nimica? Care este? E cunoscut, atât pot să vă spun. Un personaj din desene animate. Pluto. Nu, dar călduț? Mickey Mouse. Nu, călduț? Cum? Donald Duck. Deci este... Tu ești... Olga. A, ce ai zis acum? M-a luat cu căldura. Hai mă, Bohoria. Da. Du-te mă de aici, măi. Deci toată, compilând toate informațiile și văzându-te de mult și punând mâna pe tine și stând cu tine, e adevărat, nu foarte mult timp, asta este spre rușinea mea, asta pot să spun că tu ești Olga. Doamne, deci nu mi-a spus nimeni așa ceva decât o fetiță pe care e foarte specială și care mi-e foarte dragă. Dar a spus-o sub altă formă, dar mai terminat. Nu e așa, aș vrea eu să fie așa, foarte mult aș vrea, dar de multe ori, deși eu cu Olga n-a fost profesoara mea, adică n-am locuit împreună sau și am fost în vacanțe împreună pentru că eram foarte lipiți eu, Radu și cu ea. Da, dar cine dar, se mai duce în vacanțe acum la TF? Eu, acum câteodată, am recunosc în viață, pe scenă nu, aș vrea eu, dar în viață recunosc manifestările ale Olgei. Olga nu mai vroia, nici nu a fost niciodată un om foarte popular, eu sunt un om popular, Olga nu a fost, dar ajunsese la un moment dat la concluzia că nu mai vrea să mai dea niciun interviu, n-a mai dat în ultimii, ce să spun eu, 15 ani de viață, n-a mai dat niciun interviu și la un moment dat un coleg al nostru de clasă, Mihai Verbischi, cred că îl știi, da. Mihai a zis, bă, te rog eu, convinge-o, pentru că îl fac eu, adică trebuie să rămână ceva, da, știu. După ea, trebuie să rămână o mărturie sinceră, cum vorbește cu noi. Și atunci am încercat eu și n-am reușit nici eu, pentru că mi-a zis, bă, și are dreptate. Și a zis, nu mai interesează pe nimeni ce am eu de spus. Și am zis, nu e adevărat, mă interesează pe mine. Tu știi despre mine. Tu nu ai nevoie de ceva care... Nu mai interesează pe nimeni. Eu nu vreau să mă dea la televizor să râdă unii de mine, să zic, uite și baba aia. Eu nu pentru asta am făcut profesia asta. Și când te uiți acum la televizor și vezi, bă, moare cineva, indiferent cine, bă, lasă-l mă în pace, mă. Bă, n-ai un pic de moral, bă, un strop de morală, bă, lasă omul în pace, mă. Cum e posibil să te duci să vezi primul lucru la care să duc, cu cine a avut relații în timpul vieții? Bă, nu vă e rușine obrazului, mă. Ei se cheamă jurnaliști, marș. Asta e o boală a vremurilor noastre pline de social media. Asta nu e social media, asta este o mizerie. Și încă un lucru spun. Adică moare cineva, îi pui fotografia. Moare astăzi, îi pui fotografia, iar oamenii dau like-uri. Da. Păi asta este strâmbăciunea acestei lumi, înțelegi? Dar e făcută deliberat, să știi. Nu pot să cred că e o întâmplare asta, pentru că totuși undeva la niște butoane sunt niște minți diabolice, dar foarte ascuțite. Tu amintește-ți, eu nu pot să uit niciodată, în viața mea n-am să uit circ, jignesc această artă, care chiar e o artă. Panorama care a fost când a murit Sergiu Nicolaescu, băi, oameni buni, vă aduceți aminte? S-au dus
la crematoriu. Au vrut să tragă de el, să-l îngroape, că așa vrea lumea. Dar lăsați măcar străbunii să doarmă. Da. În schimb, acum, dacă nu ești, n-ai milioane pe Instagram și așa, întreba, a murit Dere Popescu. Mare dramator, mare scriitor. A zis nimeni nimic. N-a zis nimeni nimic. Băi, frate, măcar acum îmi pare rău că dau, dar măcar colegii noștri actori, tu știi câte fete au intrat la facultate cu monologul din acești îngeri triști? Ăla pe mine m-a făcut mama din flori și a luat busuioc și Iasomie și Indrușaim și nu știu. Știi câte actrițe sunt acum, mari actrițe, datorită, care au intrat cu monologul ăla? Și eu îl recomand acum, monologul ăla. Când vrea cineva să dea și mai firav așa și mai nu știu ce, zic, uite-te la Adere Popescu. Uite-te! Pentru firav și pentru oameni ca mine? Otelo. Draga mea, pot să spun Dezdi? Draga mea Dezdemona, vreau să spun un singur lucru. Pe 18 ianuarie, da, cu 3 zile înainte ca soția mea să se fi născut. Da? Adică pe 21 ianuarie soția mea. Dar eu țin minte că pe 18 ianuarie este ziua ta. Da. Am păstrat pentru momentul ăsta. Doi mici. Nu. Eu aș vrea să-ți doresc sănătate. Dăm un ton. Și tradiționalul la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Calmați-vă, strângeți-vă în brațe. Vă rog din suflet, calmați-vă. Cum ai adus milionul ăsta aici, măi? Mulți ani trăiască, nu te așeza. Mulți ani trăiască, inima-mi bate, nu te așeza. Iubirea mea, dragostea mea, dragele mele. Acum așa, tu stai aici. Tu stai aici. Că ești... Și tu, iubita mea, Doinuța, tu stai aici. Ma. Ma. Aoleo, ne pune să cântăm acum. Deci vreau să spun că am emoții și eu. Dar ce-i dragă, ce-i dragă? Ce-i dragă, ce-i iubita mea? Păi cum să treci tu la 32, 33 sau cât ți-ai tu 26. De 26? Nu știu, am... Eu pe fata asta, eu m-am îndrăgostit de fata asta, de ea nu știe. Păi, crezi și eu. Bravo. Cine da, nu se îndrăgostește de ea? Nu, dar nu i-am spus acum, știi? Dar când îi spui? Nu îi spui, nu îmi spune, e secret. Ce va urma va fi nenorocire. Da, păi asta vreau să vă spun. Voi da măsura prostiei. Ce va urma, că eu apar n-am. Ce măsură, mă? Am rugăminte. Asta e apa ta. Am făcut tot posibilul să nu plâng. Doamne, ce emoții. Mă, eu acum plângem toți. Acum. Vreau să spun, draga mea, că acesta este rozeul de la domeniile Cuza. Cuza are tot legătură... Nu se poate așa ceva. Are legătură exact cu această lună, pentru că Cuza, în 1864, a făcut Mica Unire. Ți-ai notat? Era pe 24 ianuarie, când Cuza a zis: să ne unim, frații mei! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, copii! La mulți ani! La mulți ani și vă mulțumesc foarte mult pentru șocurile pe care mi-ați provocat. Șoc, șoc! Aș spune, dacă aș adăuga în ritmul nostru, șoc și groază. Vreau să spun că astăzi avem așa.
Draga mea, dă-mi voie să-ți spun că lângă tine se află un copil. Ăsta poți să ți-l strâng deja să faci armonică. Da. Lângă un copil care, peste o lună, olă, da, pe 15 februarie, va face și ea 20 de ani. Da. Da, e copilul meu. 20 de ani va face. Da. Practic, dintre noi trei la masa asta, eu sunt cel mai în etate. Da. Având... Nu ești cel mai în etate. Ba da. Ba nu. Ba da, tu ai 33, 2, 30 și 50. Nu te mă dai ce mă uit pe net în clipa asta. Ce să te uiți, mă, pe net în clipa asta? Nu, și tu ești mai mic decât mine. Temperatura. Temperatura lui. Ai, mă, cu temperatura ta. Deci asta vreau să vă spun. Dai, că... te dau acum imediat. De... Nu, nu, nu. Căutăm pe net. Căutăm pe net și o să vezi așa. Înainte de a fi actriță, înainte de experiența cu filmul, a noastră frumoasă Doinița Oancea a fost pe... Du-te de aici! Du, băi, copile, băi! Da, n-aș fi... Băi, deci nu cred așa ceva. În 72 ești tu născut? Da. Mulți înainte. Doamne, ferește! Doamne, deci puteai să fii copilul meu, dacă mă scrimeam puțin. Un peu charmant, le, așa, fii atentă. Tu știi ce a fost Doinița înainte să fie cu filmul? Nu știi. A fost, a terminat... Lasă ce a terminat, ce a fost ea? Unde muncea ea? A fost ceva cu pokerul. Am fost și, da. Nu așa să nu, nu ceva cu pokerul, Carmen, nu e așa pokerul. Broker sau ce ai fost? Broker, nu... Dealer, de casino. A fost director de companie de spectacole. Vorbiți serios? Băi, voi vă cunoașteți sau nu vă cunoașteți? Ca să știu foarte că, băi, uitați-vă, concentrați, hai să ne concentrăm. Cum, de ce companie? Ghiro Mano se numea și m-am dus acolo ca să dansez și m-au pus și director adjunct, dar eu le făceam pe toate. Eram și femeie de serviciu, de spălam și pe jos, stăteam și la repetiții și dansam, mă ocupam și de tot, mă duceam și la cont. Deci am fost așa de toate, da. Asta dincolo de ce ai zis, era hostess și promotor, înțelegi? Și dealer, adică eu am o problemă. Da. Ajut, orice problemă ajut. Eu n-am intrat niciodată și n-am stat prea mult într-un casino. Adică am fost în Vegas, am tras numai la jocurile mecanice, dar n-am jucat... Ruletă. Nu neapărat ruletă, cât a 21-a poker de la... Ăla-i blackjack. Blackjack, așa. Poker e poker. Nu știu. Deci blackjack n-am jucat. Te-ai jucat blackjack? Nu. Vezi? Jack cel negru. Nu. Sau Jack-ul de culoare. Da, așa, termină cu de asta, da. Așa. Da. Deci asta vreau să vă spun eu că se întâmplă unul. Iar, debutul ei știu unde a fost. Normal că știe. La film. În anul? În anul 2000... Aici e... Stai. În anul 2004 sau 5. Nu. A fost mai încolo. Mai încolo. Și în 2008. 2008 am 2008 făcut la... Da. Inima de țigan în 2008? Da, da. Și eu ce am făcut în 2004? Stai că spun imediat. Numai iubirea, doar iubirea. Nu, numai iubirea, eu n-am fost în numai iubirea. Stai că... Nu, lacrimi 2003, de iubire? 2004, nu, 2005 trebuie să fie. 2004? Lacrimi de iubire 2005-2006. Da. Deci 2008, inima de țigan? Da. A fost prima dată, da. Denisa, când ai întâlnit-o pe Carmen atunci. Clar, da. Fii atent aici. Da. Eu am vrut asta din prima să discut cu tine. Denisa, tu ai dat un casting. Da. Ah, ce frumoasă e fata asta, hai să o luăm, a zis Roxandra Ion. Probabil. Bun, și a intrat în joc. Da. Și brusc când ai văzut setul, platou acolo, era plin de artiști, actori. Vreau să-mi spui tu, să apelez la amintirile tale și să-mi spui ce ai simțit tu atunci când ai văzut pe toți ăștia mari lângă tine. Spune-mi tot ce ai simțit, ca să-mi spun eu. Lucrurile au stat un pic diferit, că eu am fost la mai multe probe, m-au chemat la mai multe probe, mă rog. Eram la început când era primul meu contact cu lumea asta, pentru că eu nu m-am gândit niciodată că mi-aș dori sau că mi-ar plăcea să devin actriță, nu știam. Trăgeam spre zona artistică, dar nu spre zona asta cu actoria.
Și am fost acolo la prima probă, practic, dar aveam emoții pentru că a corespuns prima zi de probe cu prima zi de lucru în cadrul unei alte companii, la o companie de construcții, și nu mi-ar dea de casting. Eu mă gândeam că m-am făcut de râs, că nu m-am dus la muncă în prima zi. Așa. Și eram un pic defazată, după care am mai fost la alte probe, după care am început să-i văd ușor pe monștri sacri, cum îi numesc eu, da, și da, așa. Da. Și eram destul de emoționată și mă uitam stânga-dreapta, așa. Pe doamna Carmen o țin minte la probele de machiaj prima dată, când ne-au băgat să ne machieze, să ne aranjeze, să ne ducă îmbrăcați machiați, să ne vedem așa, ca familie. Și îmi plăcea foarte tare, are și acum aceea și, nu știu cum să spun, o verticalitate așa, și când stă și când vorbește, o simțeam ca pe o pasăre din aia măiastră care e deasupra tuturor. Așa mă uitam la tine, știi? Și eram mic acolo în scaun și nu vreau să plâng. Mi-a fost foarte dragă din momentul în care am văzut-o. Și să știi că nu vreau să fiu răutăcioasă, dar erau actrițe și actori mari cărora nu le plăceau legăturile. Oamenii care nu veneau din mediul ăsta, și cumva pot să înțeleg, dar pentru că eu eram civil, eu n-aveam nicio treabă, venisem de pe stradă, nu știam ce se mănâncă, eram. Ok, o să văd. Și am descoperit atunci că e ce mă împlinește, n-aș putea. Nu știu cum aș fi dacă n-aș fi actriță, dar trecem peste asta. Doamna Carmen era foarte blândă cu absolut toți, și e adevărat, știi, da? Așa, și bună, și să ajute, nu te trata niciodată cu spatele, cu superioritate, cu toate că ea ar fi avut multe motive, dar mi se pare că dacă vrei omul inteligent, deștept, ultra bogat, toate calitățile alea, super calitățile pe care le putem da noi unui om, da? Așa. O să fie tot timpul un om modest, de fapt, pentru că el știe cine e și n-are nevoie să încerce să-ți dea ție cu flit ca să se pună el în valoare. Ea e doamna Carmen Tănase, e fix așa cum ți-am descris eu acum. Foarte modestă. Așa e. Da, și vreau să spun că are numele de cod Olga. Hai, da. Horia, Horia. Oarecum, acelea sentimente le-am avut și eu. Chiar dacă mai aveam, avuzesem niște experiențe, când a început serialul în 2006, chiar înainte de Inimă de Țigan, când Om sărac un bogat, când prima dată, și mi-am dat seama că Șerban Ionescu zicea, bă, cine e ăsta? Adică eu mi-am dat seama de chestia, bă, stai puțin, eu am un statut, eu sunt Șerban Ionescu, cine e băiatul ăsta? Ăsta e cafea, perfect. Și mi-am zis, nu mă interesează că sunt eu ăla în toate episoadele și că eu sunt tatăl copiilor celor patru. Ca să înțelegi, mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta formidabil apropo de începuturi, pentru că eu am fost tată la patru copii și peste acum, la vârsta mea, am patru copii. Ca să înțelegi cum e chestia asta. Deci scenariul ăla a fost scenariul vieții mele. Iar în momentul ăla mi-am zis, dacă eu nu mă ridic, dacă eu nu fac un efort, eu personal, să mă ridic, să cresc, nu în ochii celor care stau acasă, nu, colegilor mei de aici, eu n-am reușit să fac niciun fel de... Și atunci am înțeles pentru prima dată ce înseamnă echipă de film. Am simțit că era altceva. Era o chestie la care, știi, vorba aia, la televizor, când joci cu cineva la televizor, ești prezentator, jumate de frază o ai cu el, jumate o ai cu camera. Aici uiți camera. Tu te uiți în ochii lui. Pentru că telespectatorul vede relația dintre voi, nu relația dintre tine și telespectator. Corect. Greu am învățat chestia asta, greu am învățat și să-mi colorez rolul, pentru că l-am văzut pe Șerban făcând niște lucruri și mă uitam, Șerbane, tu n-ai făcut ce scrie aici. De asta spuneam la improvizație. Dacă Olga făcea improvizație, Șerban făcea la fel și eu ziceam, de ce face improvizație? Pentru că, după ce mi-am dat seama, că eu trebuie să spun mai mult. Eu, dacă îmi trăiesc rolul și sunt în papucii rolului respectiv, eu îl îmbogățesc. Cum? Făcând experimente pe el, pe mine, pe cu regizor. Știi care este secretul
care este foarte simplu. Când joci în film, în cadru, la cadru, pe scenă, trebuie să joci atunci pentru prima dată. Tu nu știi ce spune partenerul tău. Tu n-ai de unde să știi că tu vorbești cu el acum pentru prima dată, chiar dacă ai vorbit și aseară. Uh-huh. Și dacă nu ai această surprindere mereu, ai pierdut partida. Cine este mereu surprins? Bibanu avea o vorbă. Dragă, dacă nu te miri, nu ești actor. E cum o zice, te-ai mirat? Nu, nu ești actor. Deci dacă nu te miri, o vezi pe doamnă, zicea, o vezi, dragă, pe doamna Berlogea că o să coboare în mâini pe scări. Nu te miri? Te miri. E, atunci ești actor. Tot timpul trebuie să fie așa. Cu ochii mari, să intre cât mai multe informații. Și așa, tu știi că ai repetat o lună de zile textul ăla. L-ai uitat. În scenă ești prima dată față în față. Dacă poți asta, ești mare actor. Dacă nu poți asta și dacă... În timp ce vorbește partenerul, tu te odihnești, înțelegi? Pentru că se întâmplă de deseori și mai vii, revii când îți vine rândul la replică? Da. Nu. Ador. Dacă eu credeam că va fi o simplă întâlnire, nu mă pregăteam. Dar nu este o simplă întâlnire. Ne pune să cântăm. Este o întâlnire plină de surprize. Hai că am făcut gunoi pe aici, am făcut, ia uite. Să vine surprizele. A, sărmăluțe! Mamă, dar ce aici e aici? Mâncare? Da, ai, da, e, da. Nu cred. Da, ăsta este cel ce v-am promis. Stai mă puțin. Da. Ce avem aici? Vă dau o furculiță și vă aduc imediat și farfurii. Deci ce avem? Mici? Deci normal. Avem așa. Cârnăciori ăștia mă interesează. Ăstea sunt cârnăciori pe care eu i-am făcut. Aici e pâinică. Aici este cotrudă. Ăsta este salată murată. Ce e asta? Da, varză asta. Murată. Ce e asta? Asta ce e? Ceva de prăjit pui. Ceva pui? Ia, ia ce e? Ce e? Uite, ăsta e asta e a ta. Lasă-le pe jos, lasă-le pe jos. Dă-o încoace, dă-o la mine. Vezi? Ți-am zis că masa câteodată... Mă, știi ce-i? Ceva mai iau eu. Ne strângem. Nu mai avem nimic, mamă, n-avem nimic. Mamă, da. Dar ce e aici? E petrecere. E petrecere! Toată lumea se distrează, e petrecere. Asta e ca o piesă asta. Vigilie. Cum? Da, da, da. Vale Vigilie. O știi piesa asta? Noi știm tot! Stimați telespectatori, ăsta e... Din punctul meu de vedere, de fiecare dată când zic ceva, eu sunt tributar experienței mele de televiziune. Acum 30 de ani, prima dată când am deschis gura, am zis, stimați telespectatori. Cred că am zis asta de 300 de ori în prima emisiune. Stimați telespectatori. De ce? Pentru că eu urmărisem toate emisiunile de televiziune în care... Toată lumea zicea, stimați telespectatori. Că alu Florin Piersic zice, mă, gău, cum e, ciocoflendere. Măi, ciocoflendere. Eu zic găuzarele. Mă, ciocoflendere. Cine are un ziarist? Cum? Cine are un ziarist, ce? Găuzarul e un ziarist. Așa, că... Băsescu i-a zis lui Ovidiu Zară. Așa, lui Zară. A, că Găuzar, așa. Uite ce cunoștință e. Da, da. Numai, ai zis că e cu muzica, nu cu politica. Sunt tot felul de apelative. Stimați telespectatori. Stimați telespectatori. Iar acum știrile. Ah. Știrile. Vă fiind aici. Ăsta e un podcast în care trebuie să fur mâncarea. Acum știrile. Acum vă puteți face de cap. Aha. Băi, ăsta nu e generic de știri. Ia. Pardon, e ok. Băi! Da. Nu că l-am dat, facem și asta. Facem asta cu zobra greco și spargem farfuria. Nu știu ce vreau. Nu, asta nu, ăsta este hrușcă. Nu-i știri. Iar acum știrile. Ăsta e. Breaking news. Breaking news. Doamnelor și domnilor. Ăsta e, te văd. Ta-ta-ta-ta și... Doamnelor și domnilor, iar acum știrile. Doinița Oancea. Doinița Oancea. S-a apucat de cântat. O avem prin telefon pe Doinița Oancea. Alo, Doinița! Alo! 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 Mai puțin, copii, mai încerc cu muzica, nu știu că nu s-a dat nimic. Doinița Oancea s-a apucat de cântat.
Și bineînțeles că ea vine în emisiunea noastră aici. Acum. Parcă telefon. Auzi o combinație de Dan Negru cu Măruță. Iar acum, pentru... Așa. Pentru prima dată, tu ai auzit-o vreodată pe Doinița cântând? Da, că mi-a trimis un... A înregistrat un... Pe care nu l-am scos niciodată. Un clip. Ok. Stai, ce n-ai scos niciodată? N-am scos. Că ok. Am considerat că am sunt suficient de bună. Perfect. Ori fac performanță, ori nu fac. Stai liniștită. Stai lângă tine. Te ajutăm. Pentru că acum ai o dedicație pentru noi, nu-i așa? Da! Da. Da. Cum să nu? Ne bucurăm sigur. Foarte mult. Doamnelor și domnilor... Nu. Nu mai zic nimic, nu? Nu, ce de să zici pentru că acum... Nu știu. Ai fătești tu de cacao. Păi de ce să nu mă fac? Uite, adică uite servețele noastre. Fătești tu de cacao. Nu, nu-i chestia de cacao, să fii surprinsă, pentru că aici îți trebuie actorie și, și voce. Ceea ce de fata noastră le are pe amândouă. Chiar da, cu șervețe, dacă plângi cumva. Da, dacă ceva, să fii sigur, da. Îmi dai și niște versuri, nu? Ești gata? Da, cum? Imediat, să iau o gură de cafea. Să aplauzi dacă îți place. Da, da, normal, mică, cum, da, aplaud în orice situație. Ok. Păi da, pe asta îl știu și-mi place. Da, da, am auzit-o cântând da, pe asta. Da, da, acum e live. Păi și ce are? Ia. Păi da, da, da. Gata, I'm ready. Asta este microfonul. Nu te grăbi, fii liniștite, ca și când eu sunt ho, 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 ho. Vezi că ești pe felia, nu vreți. Oh, baby, baby, baby. Vrei și căști? Santa baby, just leave a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come on baby, show me the good stuff. Santa honey, a 54 convertible to light blue.
mondială. Tu știi că n-am cântat-o niciodată nicăieri. Și de ce n-ai cântat-o? Pentru că mi se pare că îmi stăpânesc emoțiile, vocea. Păi asta e toată frumusețea, mă. Când îți scapă vocea, da. Eu nu mai suport. Când cânti fals, e cel mai bine pe lumea asta. Nu, vrei să mă luați? Chiar? Am ajuns, alo, calmați-vă. Da. Cum vedeți, niște ochi și un păr spes și un trup de... imediat. Sirena. Așa, iartă-mă. Știi că din învățătorile noastre, de fiecare dată când spun sirena, alături acest nume lui Vasile Reuter. Da, normal. Da. Cine suna în 33 la... Da. Da? Vasile Reuter. S-a atârnat de sirena. Da, ori a fost așa? Păi știu eu că... Totul e măsluit, abona. Vedeți, aia o fi fost beat mort și s-a înșelat mărioara și s-a vrut să se spânzure și a nimerit că era mangă, da. Și s-a spânzurat de sirena aia și s-a pornit toată panorama. Pentru că așa e istoria și totul pornește dintr-o glumă. Da. Oh, Doamne. Eu îți spun un singur lucru, draga mea. Trebuie să faci tot ce vrei tu. Fac, la mine în baie. Ia uite și ce frumos cânt. Nu. Vrem ca baia ta să fie și a noastră. Așa o să-ți fac. Horia, dragă, te duci departe. Tu știu că nu vrei să facem în aceeași jacuzzi. Eu m-am prins la chestia asta. Nu că nu încăpem. Nu da ceva. Adică... Să știi că anul ăsta mi-am promis. Și eu. Bravo. Da. Eu nu. Da, e ok. Tu n-ai nevoie. Bun. Bine. Vreau să spun că eu cu Carmen am... performat deja în fața camerelor o melodie. Da. Aș vrea să fii martoră. Ai, mă, Horia! Ai de capul meu ce-mi face omuleț ăsta mie. Aș vrea să fii martoră, pentru că acum, deci, te-a susținut, chiar a făcut niște poze cu tine. Serios? Da. Eram prea pe aici. Ia să știi că Carmen nu face poze oricând. Una mattina, nu asta, scuze-mă, nu, asta îmi place. Carmen, poftim. Vezi că este varianta soft, fără modulație. Este ce soft. Frumos. Ce se va... Bine, când deja încet, fanii tăi, acum uite, nu fanii mai tăi. Ce frumos, mami. Ce se va întâmpla acum este că o să avem un intermezzo, acolo unde scrie intermezzo. Cristi ne-a pregătit două șarje, două volte de chanson à la chitară. Da, oh, am înțeles. Perfect. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă. Încep eu. Nu te grăbi. E gata. Carmen Tărase, Doinița Oancea și ai lui vă cântă melodia spicului. Începe. When Marina rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean that hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bine, Carmen. Bend with me. Aha. Sway with me. When we dance, you have a wind with me. Stay with me. Așa. Sway with me. Other dancer may be on the floor. Deep in my eye, we see only you. Only you have the magic that nu știu aici. When we sway, I can breathe. I can hear the sounds of violins long before. Dancers may be
the floor. Oh baby, dear, but my eyes will see you. Ah, tu erai. Only you have this magic technique. When we sway, I get weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know. Vom celebra acest duet cu... o sărmăluță, un cârnăcior? Cu un cârnă... Cior pe care Carmen a pus ochii. Da, am iar și mâncat eu... unul. Pe ce a pus Carmen ochii, eu pun gura. Aoleu, mama mea, cum a sunat asta? Da, am fost o glumă într-un podcast, nu o bagă nimeni în seamă. Stai că mă înnec. Dragii mei, Deci, concluzie. Da, concluzie. Să bem. Concluzie. Vrei să vă trag în concluzia, colegi? Noi avem concerte anul acesta. Da, avem multe. Dar ce terminăm acum? Nu mai cântăm altceva? Nu ne că facem acum am planurile. Prins planurile. A, prins gustul. Da. Știi că la început mi-a zis? Horia. Nu știu dacă cred că sunt foarte adormită. Nu mai pot. Acum, gata. Da, gata, m-am trezit. Da. Noi facem planuri. Ce ziceți? La o berărie de-a noastră. Da. La sala Palatului mă prea în noiembrie. Nu, dar nici nu-mi place. Nu, mai bine la berăria H. Oamenii se distrează la berărie, e adevărat. Bun. Băi, Ken. Deci amândouă sunteți invitatele mele pe 14 februarie la berăria H. Da. În public. În public, pe scenă. Da. Păi ce ne dai să cântăm, nu așa, da, să ne faci de cacao pe acolo? Noi. Păi măcar dă-ne vorbilii. Păi ce e asta? Ce-am făcut de aici? Păi astea? Da? Păi ne dai foi așa? Nu. Ce foi? Păi... Asta, gata, eu știi deja piesa asta. E, nu știu așa. Doar că, draga dar mea, nu vreau asta. Doar că, draga mea, Carmen, pe scenă va trebui puțin să dansezi. Bine. Am rugăminte la voi. Aveți temeri și una și alta. Acum eu sunt psihologul de serviciu. Da, vă rog. Aveți temeri și una și alta la cântat. Păi. Ce exemplu personal mai bun să vă dea un om care la început a fost prezentator și acum este... Cântăre... Băi, Horia, tu ai făcut conservatorul, nu? Nu, am făcut școala populară de artă undeva în Brașov. Păi, dar tu ai o voce de extraordinară, noi n-avem. Mi-am găsit-o în pod acasă, am luat-o și voi aveți vocea, dar la voi. Am căutat-o în pod, mi-au ieșit ochii din cap și n-am găsit nimic, în afară de praf și niște păienjeni, nimic nu era. Când a început Inimă de Țigan, da. Credeați că o să fie de succes? Mă, da, eu am simțit asta. Lănisa? Eu nu știam la ce să mă aștept. Eu intram acolo, repet, civil, într-o lume cu totul și cu totul nouă pentru mine. Aveam emoții și eram nerăbdătoare. Descopeream că îmi place din ce în ce mai mult. Și nu cred că mă gândeam la succes la momentul ăla. Mă gândeam doar, singurul meu stres era dacă am făcut bine. Ți minte? Da, bine. Eu tu știi că... Și eu întrebai pe Carmen dacă am făcut bine. Eu nu am știut multă vreme că tu nu ești, am crezut că ești studentă sau ceva. Pentru că tu nu ai avut niciodată stângăcia unui om care n-a pus niciodată piciorul pe o scenă sau fața la o cameră. Înțelegi? Deci eu n-am știut. Am aflat la un moment dat că ea n-are nicio treabă cu actoria. Dar așa e, nu m-ai mulțumit. Nu, n-am știut. Afluată după 15 ani, doamnă, și domnul. Da. Da. Oricât ați fi jucat voi împreună, voi n-ați cântat niciodată piesa asta împreună. Uite, vezi, aici te strici tu. Ești drăguț așa cât ești și pe urmă dai cu sarmaua pe jos. Orice brașovean are o limită. Dragii mei, în premieră națională.
Te că găsesc pe aici, că trebuie să fii pe Doamne, păzește, cine știe ce ne-o mai da acum. Vreau aia... Ce vrei tu? Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Au ai? Ne ceva pune să cântăm iubire, ceva. Cu inima. Ia. Ce să... Da, stai. Ce crezi că o să fie pe paginile astea? Stai. Da. Du-te, mă, pe asta ce? Ne-o dai. Ce, care? Care, mă? Da, să nu-mi, nu știu ce, dragostea? Dragostea? Mă, eu am cântat asta când aveam voce, dar acum nu mai am. Foarte. Deci nu mai cântăm pe asta. Hai, mă, dă, să văd. Hai, că sunt foarte curios dacă mai pot să mai duc. Hai să ducem mai departe, știi? Da. Băi, ce-mi place da, păi, dacă m-am făcut de cacao, acum să mergem până la capăt, acum nu o să mă ne oprim da, la jumătate. Da, fii atent aici. Da. Poftim. În sfârșit, o reacție pe măsură. Dar nu știu asta. Deci voi n-ați cântat niciodată inimă asta. Inimă de țigancă, aia e? Da. Inimă de țigancă. Deci asta este cea mai... Te cheamă și te vrea să fii alăturea. Inimă de țigancă. Da, asta e? Da, cu e piesa asta, că eu o știu, dar habar n-am. Sunt, pentru piesa asta care nu este românească, e rusofilă, ca să spun așa, sunt 1500 de interpretări. Eu am luat-o pe aia care este cea mai plăcută, pentru că altele l-au cu căruțe, unele l-au cu... Dar îmi place cu căruțe. Da, dar nu, erau complete, frumoase, elegante. Și asta e cea mai interesantă formă. Am una cu căruța. Mi s-a întâmplat. După aia ți-o spun. Atenție! The Heart of the Gypsies. Napoletano, Napoletano! Inima de țigancă, inima de țigancă, cheamă și te vrea să fim alăturea. Inimă de țigancă, te cheamă și te vrea să fim alăturea. Inimă de țigancă. Solo! A fost dragă și fiindcă s-au plăcut pe mine, m-au făcut și spun că lor-i dragă. Și fiindcă s-au plăcut pe mine, m-au făcut și spun că castanii, se adună toți țiganii și fac afară în foc și se încing la joc. Inimă de țigancă, și fac afară în foc și se încing la joc. Inimă de țigancă. Zile! Știți? Nu tu, mă. Nu poți să zici? Stai, mă, te duci acolo, e surpriză. Ia, ce? Vreau ce? Și eu ceva de ziua mea. Ia. Vezi cu lumânările alea, te rog. Ce? Mamă, ce ședință! Fraților, ce e acolo?
da. În sfârșit cineva face... Petrecere s-a încins aici. Nu, și acum, și pentru mine un număr de striptease, vă rog. Aș vrea cine să fac... face? Eu. Hai, care mai pleacă acasă. Nu, dar dacă fac număr de striptease, e ultim podcast. Nu, am venit și eu frumos la asta acum, mai dezbrăcat, am dat din toate cele, e ok. Da, știi că și YouTube are un CNA. Ce-am făcut? Alo, bună ziua! Bună ziua! Mr. Brânciu, from YouTube. Dă-și mie placa aia. Dacă tocmai ce ai primit. Am primit și eu placa aia de la YouTube. Ai primit o placă! Ți-au dat premiu? Da, de la YouTube? Da, am premiu de la YouTube. Deci, Mr. Brânciu, please. Please, take this. Thank you. Please, Mr. Brânciu, thank you. Aș vrea să vă dăm două plăci. Ai 100 de mii? Da, am Brânci. Prezent, dar mi se pare foarte frumoasă chestia asta și dincolo de asta mi se pare foarte, foarte plăcută. E adevărat că nu o s-o pun nicăieri. Dar are că... și oglindă. Păi vezi? Uite. De asta, mă. De-aia zic. Te vezi în oglindă. Băi. Cum ești cu adevărat. Uite. Deci, e clar oglindă. Aia zic. Da, dar dacă vreți să vă gâdilați, am o oglindă special pentru voi. Să ne gâdilăm. Dați-vă, știi, că mă, mai curge rimel, mai curge... Știi? Ce ai făcut, Bobiță? Ce vrei, mă? Stai, mă. Fiecare cu oglinda lui. Hai că nu mi s-a stricat nimic. Băi, dar ridurile astea nu le aveam. Îmi cer scuze. Da, uite, mă, că sunt drăguță încă, nu mi s-a stricat nimic. Da, bine. Așa, mai departe. Hai că poftim. Am prins... Poftim, da, știu. Hai, ia, să vedem acum ce am făcut aici. Da. Deci, piesa asta e foarte simplă. Da, e. Cântăm doar două. Aceste două strofe se repetă la nemurire, numai că trebuie să ținem pasul. Uh-huh. Tu lii pe ăsta pentru a doua, tu lii pe ăsta pentru a doua strofă, eu le-am pe ăsta. Nu vă grăbiți, la a doua intervenim. Una mattina mi son svegliato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. Ca
Cam asta e melodia. Păi și ce facem cu astea? Urmește? Aha. Deci, voi vă dați seama că acum ne pregătim pentru concert. Ne sarem-o. Sau mai e? Nu, nu mai sar e. Nimic. Zi-mă, ăla de cântă acum... Cine mă lasă, mă, pe ăla? Uite, băi, zi-mă de... ăsta, mă, de, să face concurs la TV. Cum se cheamă? Eu sunt absolut convins că după ce se termină... Ăla Eurovision. Hai, da, mă, am vrut da. Să zic da? Ceva și m-am abținut că îți lua placheta. Atenție! Așa. Ce facem cu astea? Acum, ții mână. Atenție, Donița. Da. Avem copii. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via. E mi sentito di morir. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il padrone. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sentivo. Atent că fii atent că primești acum o plachetă de aur după podcastul ăsta. Îți dau una cu totul și cu totul de aur ăștia. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc frumos! Pot să-ți dau și eu ceva de acolo. Am aur la mine! Doamne, am transpirat, dar mă simt foarte bine. Mă bucur foarte mult. Ce frumos e la ziua ta! Da. Aole, scuze-mă. Aș vrea să vă rog. Fii atent aici. Da. Tu pe stradă ești strigată și acum. Ce mai faci, flăcărica? Da. Da. Tu pe stradă ești strigată și acum. Ce mai faci, Minodoro? Exact. Nu. Menodora. Seamănă cu menuet, Menodoro. Care e reacția voastră la toate lucrurile astea? Mișto. Ce? Mai sunt unii care s-ar calo, dar puțini. Dar în general noi suntem întrebate ca și Visu, că și el mi-a zis: ce mai face state? Asta e întrebarea. Da. Și pe el îl întreabă: dar ce mai face flacăra? Și pe tine ce te întreabă? Ce face măta sau ce? Mă întreabă ce face flăcărica, unde e Steven, da, și ce face tăticul. E, asta. Unde e Steven? Steven. Strunilă? Da, strunilă. Ți-am stricat. A rupt instrumentul. Gata. Instrumentul s-a reparat. Nu trebuie să-l repar, că aveam la mână acum. Mă, vreau să vă spun că mie de 30 de ani, cu 30 de ani în urmă când am prezentat eu primul format de internațional de România, mie tot Robingo mi se spune. Da, o fac sau da, nu. Da, cred. E foarte interesant că lumea, și o întrebare pe care o adresez amândurora, lumea ne reține în funcție de ce am făcut noi. Dar unii știu despre anumite spectacole, anumite intervenții la televiziune, anumite piese pe care le veți scoate de azi înainte. Da. Acum, vreau să vă întreb pe voi, cum vă amintiți voi despre viața voastră? Adică, zi-mă un an, oricare an. 1986. Nu, pe atunci eram păi, Brașov. După vremea nobody... mea. Iartă-mă, zi-mi din 90. Din 2000, din 90-2000. 2006.
2006, da, a fost un an frumos, a fost anul în care de fiecare dată eu mi-aduc aminte despre viața mea, punând drept puncte de reper un concert. Un concert, de exemplu, Mamaia. Uite, este de Mamaia. Concertul de la Mamaia a fost prima dată când un nebun ca mine s-a dus într-un festival de la Mamaia, eminamente românesc, și a cântat numai în engleză. Și am gândat, Aura Orzicioară a venit la mine și mi-a zis: Horia, poți să cânti tu după mine? Zic: Aura, dragă, știi ce vor zice ziarele, că ai cântat din deschiderea mea. Nu contează, hai să o facem. Deci orice an îmi spui tu mie, eu îți spun amintirile. Ceva exact. Profesional care cum e la voi? Nu, eu uit. Și eu nu uit. Cred. Da. Nu da, cred. Da, uit mult. Da, da. Dar dacă așa, uite, de exemplu, mi-ai dat acolo la început niște filme, niște da, astea, da, da, da. Unele nu mai țin, nici acum nu țin minte. Unu sau două, nu știu ce e aia. Mă, dar există o nouă istorie, există undeva un lucru pe care l-are, lucrurile astea sunt puncte de un rol, chiar dacă un a avut doi sau trei spectatori, cum are podcastul ăsta, patru spectatori, noi, așa? nu știu, a influențat pe cineva. Înțelegi? Asta are așa o importanță pentru mine, chestia asta. Da. Păi, da, au fost lucruri pe care le-am făcut și au influențat, clar. Și uite, influențează în continuare. Cel puțin serialul nostru a avut un succes pe care eu l-am bănuit, dar nu halul ăsta de mare. Adică eu n-am crezut că va avea un impact așa de mare la toate categoriile sociale, să ne înțelegem. Pentru că, bine punctat, de exemplu, da. Profesoara ei și a mea, doamna Sanda Manu, se uita disperată la serial. Era nebunită că s-a uitat toate păturile sociale, s-a uitat la serial și s-au regăsit, au râs, au plâns, sau nu știu ce. Păi, mi-aduc aminte când a murit Gianni, când a fost film. Episodul cu moartea lui Gianni, da. Păi, dar nu mai era lume pe stradă. Era ca atunci la Evadatul, pe vremea când eram eu mică și a fost ultimul episod din Evadatul, dar nu era nici dracu pe stradă. Așa era aici. Înțelegi? Deci a avut un impact enorm. Mi-aduc aminte că și era postul Inimă de Țigan, era pe acasă. Pe acasă. Da. Nu era pe Pro TV. Pro, da. Era pe acasă, era și când a murit Gianni la episodul ăla, era un match România Brazilia, zice ceva, unii dăștea Argentina, dăștea super campioni. Și am zis: să vezi ce ne luăm acum, noi fiind tot timpul în top. Am bătut meciul ăla pe postul acasă. Deci am bătut meciul la modul ăsta. Și cred că întrebarea, scuză-mă că mă bag și eu, întrebarea pe care ai pus-o tu, dacă noi avem repere din astea cu ani și așa, noi n-avem repere din astea, cred că a zis mămica, de fapt că nici ea, dar rolurile sau proiectele ni le amintim și normal că dacă ne zici proiectul și ne spui anul, atunci ne ducem pe anul ăla, dar altfel... Dar noi nici n-avem cum să ne amintim prea multe date din astea exacte, pentru că noi munceam acolo 12 ore. Da, deci știu. Noi ne duceam dimineața la 6:30, 6 uneori, și veneam acasă, că nu era cu sindicat cum e acum, că la 7 gata, s-a terminat filmarea, să pun aparatul. Noi munceam la 12 noaptea, până la 1 noaptea, după aia ne duceam 2-3 ore, făceam un duș, dormeam, veneam înapoi. Eu n-am dormit în buftea. Da, n-aveam repere de-astea, că eram într-un tăvălug acolo, dar a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, profesională, aia a fost, că am muncit de a rupt, dar în același timp ne distram, păi cum să râdeam pe platou? Mă, deci la un moment dat se râdea de operatorilor, li se scuturau camerele, nu puteau să filmeze, înțelegi, să mișca imaginea, decât să putea râde. M-a întrebat cineva recent ce secvență am, sau dacă se râdea pe platou la Inima de Țigan, și mi-am amintit, mi-a venit așa, secvența cu Strunilă, când el a venit în chiloși cu părul ăla scurat în sus, Doamne, la deci filmare. Taia deci să vede pe filmare, deci aia n-a putut să se taie. Nu există, că el avea părul dat cu gel, tot timpul, cel puțin la început. Așa ca o creastă. Era dat cu gel. Nu, și se grăbeau să plece Să plece la Paris sau ceva, da, și noi eram nu jos ce, da. Și la cobora pe scări, asta era lui Lucașu, cobora pe scări cu părul tot, el având părul mare nu se vedea că era dat cu gel. Bă, și la, fiind înțepenit de gel, fata de la păr doar l-a făcut așa, iar el avea o coroană. Ceva așa, da. Și cu părul pe scări. Și întrebarea a fost... Da, ciudat așa. Unde ai pus fofenul? Măi, Horia, da, e secvența în film.
Deci eu eram... Ce, te-ai băgat pe canapea asta? Nu mai știu. Aveți! Așa ai terminat tot secvența? Așa a fost. Deci nu se putea, nu, nu se putea. Dar când a fost aia cu oala, cu oala în cap, la mine... A, când, da. Deci a venit Iura cu o indicație, zice, asta doarme, tu vii de la școală, state, că el vedea la școală atunci, și asta doarme nezimțită, ție ți-e foame, vezi că toate oalele sunt goale, vii, pui o oală pe cap, eu eram întinsă pe canapea, dormeam, și îi dai cu polonicul în cap. Și eu am zis, a, mișto, dar eu nu mi-am dat seama ce înseamnă ce asta. Ce scomod puternic are acolo. Mamă mica mea, deci, măi mămică, și mi-a pus oala în cap și eu stăteam așa, și când de la început să dea cu polonicul în oală, știi cum sunt la desene animate când să măresc ochii și să fac niște cercuri așa, înțelegi? Și când mi-a scos oala, eu am rămas așa, ochii i-am belit, capul îmi făcea și când ăla mi-a scos oala, au murit, au căzut pe jos, operatorii au căzut pe jos de râs. Au înnebunit. Ceva, nu pot. Sau când a fost aia cu, ce faci mă acolo? Caca. El n-avea voie să mănânce dulce, că avea glicemia mare, da. Și eu îl căutam și el era în veceu cu o savarină în mână. Și eu a fost ideea mea asta. Și zice, și eu am căutat, unde ești, mă? Unde ești, mă? Unde? Unde? Firea al dracu să fii de nenorocit. Și deschid ușa. Mă, și când l-am văzut, deci el stătea cu savarina pe veceu, cu savarina așa în mână, avea o față visul de 3 ani și 5 luni, cam așa. Și când i-a zis, ce faci mai acolo? Caca. Vreau să spun că până nu a țipat, de s-a râs, cred că vreo oră, nu s-a putut trage nimic. Da, da, da. Și până nu, și Iura râdea, dar la un moment dat el s-a adunat și a țipat la noi ca să ne putem reveni. Ca înțelegi? Să revină și el. A țipat la noi și eu nu m-am uitat în ochii lui Visu. Ea în film n-a mai ieșit așa, pentru că eu m-am uitat pe lângă Visu, pentru că nu se putea. Nu, 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 era imposibil. Dar nici nu mai apucam să deschid ușa. Înțelegi? Că râdeam înainte de a deschide ușa, că știam ce față are. Iertați-mă, vă pun o singură întrebare, care cu siguranță acum este și în mintea anumitor oameni care ne urmăresc. De ce nu continuă? De ce nu a continuat? Toată lumea întreabă același lucru, da. Nu știu, și eu am avut o idee de continuare, să știi. Am avut o idee și care consider și acum că era foarte bună ideea, dar ei au zis că gata, că s-o terminăm în glorie, presupun, nu știu că... Nu știu, în orice caz a fost greșit că nu s-a continuat. Greșit. Acum, Horia, era și reversul medaliei. Că era posibil ca noi să nu mai putem ieși niciodată din rolurile alea, orice adevărat, am fi făcut. Da, 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 da. Ori așa a fost totuși la o limită la care noi am putut să ne detașăm. Adevărat. Dar vreau să spun, când a fost ultimul episod difuzat și eu am știut că nu o să mai fie, eu am o poză acasă, mi-a făcut Monica o poză. Eu am plâns de parcă mi-a murit cineva, s-a rupt ceva în mine, că eu eram parte, flacăra era parte de mine, înțelegi? Da, eu și acasă vorbeam așa. Pentru că deja eram, dacă în fiecare zi 4 ani, îți dai seama? Și s-a, pur și simplu s-a rupt ceva din mine. Da. Suntem, o relație foarte specială, da, cu personajul ăla. E adevărat și probabil că personajul ăla te-a făcut să fii și mai nebună, da, să te duci în alte locuri. M-a ajutat enorm. În care nu te-ai dus niciodată ca actor. Nu. Și m-a ajutat și pe mine ca persoană. Pentru că uneori ai nevoie să ieși din chingile astea ale educației, ale corectitudinii politice într-un fel, că eu nu sunt chiar, dar ai nevoie să ieși. Uneori îți vine să-i dai unuia un cap în gură. Pe bune, nu poți să o faci tu ca Horia Brenciu sau eu ca mine. Dar în ăla puteam. Vezi că dacă nu sunteți cu minți, Carmen se poate transforma imediat în Flăcărica. Mm-hmm. Stați cu minți acolo. Și senzația că flacăra are voie să facă orice era extraordinară. Fantastică. Putea să facă orice. Erai cum ar fost, cum să spun, Harry Cavill în Superman. E cam așa. Doinița, vreau să întreb o chestie delicată și îmi permit lucrul ăsta că ne cunoaște, vorba aia. Vorba aceea. Te-ai îndrăgostit vreodată pe platou în timpul acestui film? Ca Doinița? Nu ca Minodora. Păi Minodora se îndrăgostește normal de viață. Nu îndrăgostit. Cred că am confundat la un moment dat sentimentele
Eu uite ce zic. Da, dar ai zis frumos. Mai bine îți băgai un mic. Mai bine îți băgai un mic. Dar e foarte frumos ce spui. Da, îmi plăcea cineva foarte mult. Îmi plăcea... Cred că îmi plăcea... Vezi că e foarte fină granița. Și la un moment dat trebuie să te întreb cu foarte mare atenție cum îți place omul ăla. Că da. Acum am și eu o vârstă, nu? Că ai zis tu că fac 20 de ani. Păi 20 de ani faci și mare vârstă. Pe un picior 20, pe celălalt alți 20. Am mai multe planuri. Deci prima dată te observ ca om, adică e planul ăsta, om-om, după care mă uit la tine ca femeie, da, te observ din punct de vedere al femeii care vede. După observ, care, da. După care trec în planul ăla, mă uit la tine, vorbesc acum că sunt singură, mă uit la tine, dacă ești posibil partener, viitor posibil partener, adică sunt mai multe planuri. Și la momentul ăla eram așa, nu prea știai cum te uiți la oameni. Adică nu știi ce vrei să certe la ei. Da, nu știai, dar eu mă uitam cu mult drag și admirație din punct de vedere profesional la cineva și cred că îmi plăcea și ca om cum este și... M-am gândit că poate îmi place mai mult, dar nu îmi plăcea mai mult, că m-am lămurit. Să intre omul care, să intre acum omul care nu-i plăcea și... Mulțumesc! Nu, nu, glumesc. Că nici opre. Nu știi cine e. Nu, că zi-o, băi, că uite-te la fața mea, eram eu! Cine e omul ăla care trece și nu-i în film? Horia! Aș dori ceva de dragoste, rău. Da. Dar e foarte interesantă tot ambalajul ăsta, pentru că, într-adevăr, așa cum zici, Doinisa, e foarte delicată chestia asta și la un dat, dacă dincolo de secvență, când se dă stop, te mai întreabă respectivul, știi ce mai faci? Ești cu cineva? Și atunci stai puțin să ne facem rolul întâi, știi? A, dar nici măcar nu jucam împreună. Deci nu, dar ai vrut tu să scoți de pe acolo, de sub, știi, dar nu era. Eu nu vreau nu să scot nimic. Nu e strunilă. Să ne strunim în sentimentele noastre. Eu n-am cântat bine ce melodii de dragoste știți și voi. Băi, se vede că n-ați mai iubit de mult. Cu virozele astea vi s-au virusat inimile. Anul ăsta vreau să vă văd îndrăgostiți. Pentru că eu nebunesc și îmi pare rău. Îmi pare rău că n-a știut că vrei să se îndrăgostească, că ți-aduceam ceva de te îndrăgostești sigur, că nebun așa. Îți aduceam eu ceva să te îndrăgostești, dar mi-a trecut prin cap să-i spun să iau pisicii de acasă. Știi, eu am niște pisici de o lună. Și dacă le lăsam pe aici, muream. Era clară emisia. Dar eu anumite piese nu am cântat niciodată. Cum ar fi și următoarea. N-ai cântat? Vioara este vioara... E vioara mea curățată. Voilà. A, ne dai și nouă. Voilà. Voi nu știu, n-ați cântat... Da. Ai cântat piesa asta vreodată? Nu, dar o știu. Unde sau când la mine, în baie, sigur, dar nu cu versuri. Deci, Denisa, gata cu baia. Da, gata cu baia. Stop the baie. Știi cine m-a scos din baie? Eduard Sanda. Am înțeles. Căruia îi și mulțumesc foarte tare. M-a scos la el în studio și am avut libertatea și lejeritatea cum o am acum de față cu tine, numai că nu conștientizez că o să facă lumea chestia asta. Am avut libertatea și el m-a făcut cumva să scap de tracul ăla și să stau la microfon să cânt. Fiecare om pe care îl întâlnești, și Eduard Sanda e un lucru foarte important, o să peste 10-20 de ani o să zici thank you for the Grammy. Oh. I thank Eduard Sanda and Horia Brenciu and of course Carmen Tănase. Yes. And her birthday. Yes, her birthday. La mulți ani. Fii atent, piesa e ușoară. Zice așa. Dar știu că nu știu decât mă stau, zici? Ai înțeles ce zic? Eu n-am cântat în viața mea cu piesa asta. Să-mi faci salvă și mărgele. La 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 la.
Viața mea n-am cântat așa. În viața mea n-am cântat așa, foaie verde. Eu de... Dai, îmi parte partigianul. Deci, asta vreau să vă spun, că voi trebuie să vă descoperiți aici tot playlist-ul, da. Și de azi înainte trebuie să cântați. Da, lasă că ne știm noi locul. Deci am cântat așa. Lăsăm profesioniștii. În engleză, jazz... În italiană. Am cântat în italiană. Ok. Am cântat. Pentru prima dată a cântat Carmen. Și ce interesant, de fiecare dată omul profesionist zice, da, n-am greșit cu ceva? Dar de fapt, conștiința lui este acolo prezentă. El n-are cum să greșească dacă o face cu patul. S-a cântat Blestem. O să vezi când o să se difuzeze podcastul. Iar în momentul de față ne mai trebuie ceva. Un singur lucru te mai trebuie, zic eu. O chestie așa mai... cu zvâc, din popor român. Ceva moldovenească. O... Acum, acum ați scos și tu la... vezi, asta e. În ea zac multe lucruri. Ele doar trebuie scoase. Da. Muzica și dansul au fost primele pasiuni ale mele, că nu m-am dus către ele cu totul. Asta e partea a doua. Cum zicea și o trupă de rock, niciodată nu e prea târziu să visezi. Cristiane, cântă. Ei. Niciodată nu e prea târziu. Știi piesa? Nu știu. Evident. Vezi? De asta mă aveți aici pe mine, Cristiane. Deci, ați înțeles, da? Da. Avem și noi... yoga voastră. Exact. Niciodată nu e prea târziu să visezi! Aia! Înțelegi? Ce e aia? Seara București! Aia e? E Miculescu? Nu. Câteodată în viață trebuie să ai o sălcioară! Ia! Nu vă grăbiți! Nu vă grăbiți! Atenție! Bună seara, doamne! Astăzi, la emisiunea Tezaur Viitor, adică va fi Tezaurul, va fi, astăzi o avem invitată pe cantautoarea de muzică populară, Doinița Oancea, și criticul muzical de folclor autentic, Carmen Tănase. Astăzi, alături de ele, vom vedea ce se întâmplă cu România. Vedem chiar acum. Fetelor, aveți la dispoziție cuvântul. Da. Și-am zis verde sălcioară. Bine, fetele! Mărie și mărioară. Asta e viața mea. Mărie și mărioară. Ia-o verde, mă. Să nu mă mor de dor, Mărie
Că se aude ce am cântat eu aici, e nenorocire. Perfect, sper că n-a mers microfonul ăsta. Să mai tare. Da, de capul. Da, dar probabil că nu știți. Noi am cântat de Revelion, ne-a văzut o țară întreagă, dar un singur lucru n-am cântat noi doi. Atenție, Coli! Asta se va da în reluare la Spitalul Nou. Unde ne e locul sau ce vrei? Acolo unde oamenii ne la înțeleg. La Bălăceanca, Săpoca și Nouă. Nici nu știu ce să zic, că am citit că meseria asta noastră e un pic schizoid așa și... da, n-am ce să zic, punct. Ne pregătim de ceva? Ai adus și de la cupă, nu să dansezi. Da, puneți-o mă să danseze belly dance. Ei, belly, lasă, nu mai atanțez nimic. La spectacol când o să câștigi și bani. Mică, hai, ce vrei să cântăm? Prăjituri. Prăjituri, avem n-ai prăjituri. Să știi frumoasă zaraza. Câte prăjituri. Vezi că asta mică nu poate să țină totuși atâtea în mâini. A venit acum după tine. Mai ca murături. Doamne, n-ai să știi frumoasă doinița, cât de mult mi-a lipsit acest tort. Se vrea o amintire de cât te iubesc de mult. Facem un selfie, mămică, ție-i tortul în brațe, să facem un selfie. O să tine. Facem selfie-uri imediat, o să facem și poze și selfie-uri. Dar numai dacă veți răspunde bine la aceste întrebări. Da. Să stau jos? Nimeni ziplat, spite.
deci puteți să... A, da, farfurii pentru copii? Da. Farfurii pentru copii! Ha, Doamne ferește! Doamne ferește! Ce-o Doamne ferește! Putea să fie emisiune calmă, liniștită. Doamne, și când te gândești... Cred că nu cu noi. Putea să fie intelectuală. Oh, putea să fie... aia, acel parfum fin de... Da, de... chelcășoz. Nu acolo, la copil. Așa. Tu ai și tu linguriță. Și-aș vrea să iei acum. Dacă vrei puțină apiță. Nu te întorci din drum. Și acum o să vă arăt. Și o să vă arăt cea mai bună apiță. Care e o combinațiune dintr-o apă minerală drăguță, plină de afecțiune. A venit aseară mama din sătucui de departe, ca să-l vadă pe fevala. Astăzi domn cu multă carte a bătut sfios la ușă. Nu știu cine i-a ieșit în prag. I se umeziră ochii de iubire și de drag. Bravo! De mie somn, nu vreau. Știi, eu nu, eu sunt de actriță, nu, eu, nu mă, aoleu, i-am dat piesă, să știi că nu cânt, eu nu mă simt rău. Nu știu ce. Aspirina am luat. I love you. I love, da. Vă rog, declarați în altă parte. Uite, m-am dat și cu frișcă. Nu e normal mă, așa ceva, cu pâinea pe jos și așa. Ne bate Dumnezeu. Hai să-ți dau puțină frișcă. Stai așa. Aia. Carmen. Da. Ce îți place mai mult? Film sau serial? Serial. Asta a fost neașteptată. Îmi place. Deci tu un mesaj lui Sandra Ion să... Eu sunt la ProTV acum. Bine. Ia Horia, poftim. Horia, bagă fața în tort în clipul ăsta. Doinița. Da. Fii atentă, vezi că astea nu sunt așa aruncate. Cine la restaurant de fițe sau la restaurant de cartier? De cartier. Care e restaurantul? Eu știu de aroma, mai și Pavel. Vezi, de cartier. Oamenii mei știu exact. Deci dacă spuneai vreo minciune imediat, oamenii mei ridicau. Ne-ai urmărit? Eu nu mint, de fel. Ne-ai urmărit? Băi, apropo de urmărit, ieri seara am văzut un film. Un film, nu serial. Ce să-ți fac? Cu tipul din Pacientul Englez. Tipul din Harry Potter. Ăla cu cap de mort. Da. Nu-mi zice că ai văzut The Menu. Ba da. Băi, l-am văzut și eu pe telefon. Deci l-am văzut cu cineva care era la... Nu era la, acasă la mine, era în casa personală, așa, și îmi ținea telefonul și m-am uitat la film foarte tare. Iartă-mă, dar nu mă interesează filmul. Da, deci el ținea telefonul. Chiar nu mă interesează ce zice. Iartă-mă, el ținea telefonul și tu stăteai... El îi ținea telefonul, măi. Carmen, lasă-mă să imaginez puțin. Îl ținea telefonul, el o ținea în brațe, îi ținea... Fii atent. O ținea așa, îi ținea telefonul. Ce zici? Nu, tu n-ai înțeles. El era în casă la el. Așa? Și vorbea cu ea pe un Zoom sau pe ceva și îi ținea telefonul și ea în casă la deja de la ai rupt relația. Ceea ce nu mă interesează. Așa zis. N-am zis că e un el, că am văzut un film pe care cineva... Aveam și o poveste de dragoste. Păi și bagă-te. Nu. Ce te opresc eu, Doamne, iartă-mă. Apropo de urmărire. Deci zice... Bine ați venit! Deci tot oamenii, niște oameni din diverse colțuri ale Americii se duc pe o insulă, plătesc 1000 și ceva de dolari pentru că vor să trăiască o experiență a unui restaurant special. Deci e spoiler acum, vreau să văd ce-o film. Trebuie să-l vezi, e prea tare. Mai mult, uitați-vă la film. Atenție, nu este pentru neapărat pentru oamenii cu slab de îngeraș. Atenție!
Trecem la următoarea, n-am pot să povestesc filmul. Mai e cu cruzime împotriva animalelor? Nu, nu, nu. Atunci nu e problemă. Nu, dar este... Da, hai să lăsăm așa. Uitați-vă la Uitați-vă la film. Ralph Fiennes, nu e? Ba da. Ce? Cum se numește filmul? Nu, actorul. Nu știu cum îl cheamă. Nu-mi vine numele. Are fața aia de psihopat. Așa. Păi da, și oricum asta joacă. Așa. Carmen. Da. Care este următorul animal de casă vizat? Da, aș vrea... Da? Voi spune la această întrebare? Vă spun chiar acum. M-am pregătit-o. Am mai multe. Maimuțică. Da. Nu maimuțică, cu ochinui. Nu, aș vrea o pisică Maine Coon. Știi ce e aia? Da. E cât masa asta. Da, din astea am acasă. E practic cât un râs este Maine Coon. Și aș mai vrea... un corb. Da. Da. Dar mă tem. Bine, aș mai vrea și un papagal nimfă, că dacă are să vină deja învățat să vorbim. Care sunt primele cuvinte pe care l-ai învățat pe papagalul nimfă? De ești autohtone? Nu pot să spun că ți-a plachetă. Ia plachetă. Ia plachetă. Perfect. Doinița. Da. Doinița. Da. Filmul românesc preferat este? Nu știu dacă am unul. Ai mai multe? Îmi plac mai multe filme, mi-au plăcut mai multe filme. Pot să spun că un film românesc pe care l-am văzut acum ceva vreme în cinematograf. Mi-a plăcut Team Building. Și îmi place că se face producție românească. Hai să o lăsăm așa. Întâmplător sau nu, și eu apar în el. Am văzut. Da, nu întreba pe mămica, lasă așa. Carmen, o întrebare senzațională. Pentru a simboliza relația voastră specială dintre tine și Doinița, ce tatuaj ei face Doiniței? Sau ți-ai face chiar ție? Un cord. Cord. Cord, nu o inimă, un cord. Frumos. Cu toate arterele și termene. cum l-ai vizualiza, practic, așa un fel... Păi cum e cordul în cartea de anatomie? Ah, exact așa, da. Perfect. Doinița, e rândul tău? Da. Cum? Da. Mi-am văzut din asta. Da. Care este tatuajul tău? Pe care l-aș... Deci, aceeași întrebare, da? Da, aceeași întrebare. Carmen are un cord special ca să... Nu scrie Doinița pe el, e special pentru tine. Numai pentru tine îl face. Tu ce ți-ai tatuat pe tine pentru... Continuarea. Interesant. Da. Frumos. Iar face aia de la... Da, de o gramă. Da. Că nu vine cuvântul. Electrocardiogramă. Electrocardiogramă. Era zic întorocolită. Bun. Carmen, Mona Lisa sau Cina cea de taină? Cina cea de taină. Da, mai frumos. Doinița, bruschete sau slănină cu ceapă? Nu, bruschete. Nu-mi place grăsimea. Deci... Cap în gură. Cap în gură. Niște șorici. Pare rău. Nu, am vrut să-ți prezint niște șorici pentru acasă. Dar prezintă mie, că eu n-am zis. Dacă poți să-mi-l dai, eu îl dau cadou, că eu nu mănânc șorici, dar poți să-l dau mai departe. Carmen, plimbare pe Dâmbovița sau pe Sena? Pe Dâmbovița. Ai tu! Nu-mi place pe Sena. Nu-mi place în Franța, nu-mi place la Paris. Nu m-am simțit bine la Paris niciodată. Am filmat de multe ori acolo, am și fost... Nu e un... Probabil că asociez asta cu munca, Nu cred. E drept că atunci când muncesc, pe mine nu mă interesează unde sunt. Pot să fiu și la Oltenița, că eu am o treabă. Deci te nu mă interesează. Dar în principiu așa, nu am vibrat eu cu Parisul. Nu. Interesant. Pe Dâmbovița mai găsești tu. Știți cum e. Băi, dar important că mă surprinde și ceea ce mă bucură. Doinița, bani cash sau pe card? Cash. Carmen, omletă sau ochiuri? Ochiuri. De ce? Auzeam. Așa! Eu știam, adică... Poți să bași pâine. Exact! Doinița, iartă-mă. Da. O chestie mai dură. Actorul tău preferat este?
Meryl Streep îmi place foarte mult, din afară, dacă mă întrebi așa. Dinăuntru știm. Din România știm. Ok, acum te întreb o chestie. Verific relația, iartă-mă. Care este actorul preferat al lui Carmen Tănase? Olga Tudorache. Și din exterior? Stai așa, că și știu. Deci, iartă-mă, înainte să te gândești, eu... Nu știe cum îl cheamă, timp, că deci, e nu, mică. Nu, nu știu, trebuie să... Nu e adevărat, ce nu știu, vorbești, mai, am ce... lapsus. Eu trag de timp acum. Fii atent aici. Știi că dacă nu-l știi, relația se termină. Știu, nu, bă, n-are nu, cum nu, se termină. Se termină. Nu aici se termină. Îi punem cruce. De ce l-ai adus, că e greu, n-ai cum. Zi-mă, Mico. Nu îi spune nimic tu. Are you talking to me? Măi. Nu, vezi că te duci... Stai un pic. Stai că l-ajut eu. Zi-mă. A, Zorba Grecu. E actorul făi, păi, fată. Da, cum îl cheamă, zi. Anthony Quinn. Așa. Iată. Cum consideri acest răspuns? Bun sau prost? Mi se pare un pic de ajutor de la un prieten. Am primit un pic de ajutor și eu mă gândeam la un Anthony, mă gândeam la Hopkins. Nu știu de ce. Dar da, acum că mi-ai... Fie. Da. Carmen. Tu trebuie... Dacă nu... Sufăr dacă nu-mi răspunzi la întrebarea asta. Ia zi, că îți răspund. Fii foarte atentă. Da. Este o întrebare la care se dă un singur răspuns, nu există altele. Stai mă că mi-a intrat asta în gură. Așa, întoarce-l așa, uite așa, așa, așa. Ca să se audă bine răspuns. Fii atentă, nu te grăbi. Nu. Unde ne grăbim? Nu, ne grăbim nicăieri, nostru. Da. The time is ours. Avem tot timpul din lume. Atenție. Ce facem dacă găsim pe stradă un portofel cu bani? Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, sunăm imediat la 112. Bravo, bravo. Bibanu zicea... Uităm în stânga. Da. Nu, este răspunsul tău. Că răspunsul corect l-a dat chiar acum Carmen, numai că telefonul era 2-2. Așa era atunci. 2-2. Da. Dar nu era asta... Nu era, da. Și gata? Nu. Tort. S-au lipit de tort. Da. Deci, Augustin Viziru sau Tom Hardy? Tom Hardy. Bă, băiatule! Viziru, găsește! La revedere! Adio! Asta au frate tu. Visul frumos a terminat. Dedicație pentru Augustin Viziru. Carmen, trei obiecte pe care le-a luat cu tine pe o insulă. Nu sunt obiecte. Animale. Sunt animalele. Și fiul. Și mama. Trei. Și eu? Și tu. Și Doinița? Și Doinița. Și ei. Deci, o să fie primul obiect animalele, al doilea obiect oamenii și mai e loc de încă unul. O carte. Că ne ești așa departe. Doinița. Când va fi primul concert la Sala Palatului? Pe 14... Nu, care era la Bebelie. Nu? Băi, deci eu v-am lansat invitația asta pe 14 februarie. La Bereria H. Pentru că ați răspuns foarte corect la întrebări, am două cadouri pentru fiecare dintre voi. Câte două? Da. Câte două de căfes? De căciulă? Da. Primul cadou o să-l dați când o să fiți pe scenă. O să-l folosiți, o să-l utilizați. Când o să fiți... Vă rog, nu vă emoționați, stați acolo, stați acolo. Cine a căzut? A căzut dragostea, a căzut încrederea. Cum era chestia aia cu... Ce faceți, domnule? Mi-am pierdut încrederea. Las că o găsim împreună. Deci, primul cadou, când veți urca pe scenă, trebuie să-l folosiți. Mă întorc chiar acum și vă dau primul cadou. Poftiți. Dar mulțumim. Wow! Happy for her. By Horia Brenciu. Ma! Așa ceva. Ma, eu îl
desfac dar acum. Dar și eu, că-s curioasă. S-a pentru că Moldova n-a fost a mea și nu e a voastră. Ma. Ia uitați ce a făcut. Deci nu Horia. Ai făcut parfum? Nu mai puteți să-l faceți cadou. Păi nu-l facem cadou. Face atenție, cadou. Proba, testul final, vă-l vor da fetele chiar acum. Pregătiți-vă. S-ar putea ori să ne despărțim definitiv, ori să... Deci nu cred că tu ți-ai făcut parfum. Nu acolo se dă. Am dat aici. Nici acolo. Aici? Nu acolo se dă. Hai mai mămică că și aici și aici unde-i pul. Nu, aici, aici se dă și aștepți puțin, nu-l miros imediat. Doamne. Ca să se ducă alcoolul și să corect. Intre în piele. Mm. Și să facă contact cu pH-ul tău. Cu cine ai fost la... Cu cine și la ce mai fac eu, de exemplu? Mai Horia. Trag din țigară și suflu peste. Mai Horia, ești foarte parșiv tu. Este prima declarație de dragoste pe care m-a făcut-o Carmen Tănase. Mai Horia, mai! Ia sta așa puțin, că începe să devină... Interesant, de acum începe podcastul. Auzi, în sfârșit, crezi că sunt o partidă bună? E bine, da, joc bine tenis. Toate partidele măi, vor fi ale mele. Surpriză. Bă, e foarte mișto. Da, dar l-am ales combinând anumite chestii. E și am... normal, că dar nu... Dar l-am ales pentru suflete speciale. Asta e că vreau să vă cum miroase pe ea. E pe tine, pe tine. Astea-s femeile. Ia, deci... Deci pe tine miroase diferit, fii atent. Da. Continuăm. Da, ce mai mult cu miroase. Bine ați venit la parfumeria Brenciu. Ma, ia mă mai dă. Da, serios, pe tine miroase altfel. Bravo. Incredibil. Mie îmi place cum miroase pe tine. Are ea somie, nu-i așa? Ma. Este vorba de începutul de la Iasu. Iaso. Iaso. La soție de mie. Happy, mamă, bravo, domne! Mulțumesc frumos! Dar tu ai testat mirosuri așa până ai ajuns la asta? Da, și... Nu te cred, pe bune că ai testat mirosuri. Și de fiecare dată, pentru că știu că pasiunea ta, una dintre pasiunile tale este cafeaua. Da. De fiecare dată... Boabe de cafea. Boabele de cafea sunt nemăsurate, cu nemiluita, pentru că... Bagi nasul în cafea pentru că altfel nu poți să reziști. Nasul tău se ostracizează. Și eu am intenția aceasta. Da. Și eu am un parfum făcut de mine, dar îl folosesc doar eu. Eu m-am gândit la femei. Bravo, Horia. Pentru foarte că iubesc bun. Femeia. Foarte dăm telefon. Bun. Dăm telefonul. Este mama autentică. Dăm mama. Stai că am răspuns. Stai că îi facem o surpriză. Stai. Ah, a închis. Te-a auzit. Cu video, era chiar tare. Era, da, da, suna pe video. Era chiar tare. Mama autentică. El autentico madre. Stai că pot să o sun eu acum. Una peste alta e foarte mișto parfumul. Mulțumesc bravo. Frumos. Excepțional e. Să știi că mi-ai mai bine la femei decât la bărbați. Mi se pare corect. Al doilea cadou pe care vi-l dau este un cadou pe care nu-l serviți atunci când vă duceți la berăria H. Este cadou pe care ne dorim și noi. E șoric. Stai așa. Da, nasul. Trebuie să mă aranjez și eu. Trebuie să mă aranjez. Să rămână! Vă pun, mi-era dor să vă văd. Ce faceți? Suntem într-un podcast. La... Iubesc femeia de dor nebună, femeia bruna cu ochii negri de pe foc. Plece! Mi-a plăcut foarte mult. Ce anume v-a plăcut, domnișoară dragă? Wow! Te-a cu doamna Carmen. Ce-a zis? Băi, de la Revelion. Stimată... Doamna Carmen. Stimată... Stimată domnișoară Oancea. Vă iubesc foarte mult. Vă rog, asta vă rog. Pentru prăjitul, noi aici noi vrem vă mulțumesc foarte frumos. Aș vrea ca data viitoare să fiți aici. Doinița este o fată minunată. Să vă trăiască. Și vreau să vă spun că trebuie să ne pregătim. Știți unde își face Doinița ziua de naștere când va împlini 30 de ani? Luna viitoare? La berărie. Acolo
Da! Oh, da! Și cum? Cântă! O să cânte cu Rubrenciu și cu diva Carmen. Cu Rubrenciu? Cu unul Brenciu. La berărie. La berărie. La mulți ani, sănătate, v-am îmbrățișat! Doinița! Nu sunt aici, am plecat Doinița! Puțin! Doinița! Te pup, mami, pa! Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună, cu ochii negri de foc, dar și pe aceea cu ochii verzi ca marea, îmbrățișarea te omoară pe loc. Auzi, mă, știi care e problema? Asta e cu începătorii ăștia. Le dai și după nu se mai opresc. Mai să cânte. Asta e problema cu Carmen Tănase. Trec printr-o situație destul de delicată. Ce fac acum? Băi, cântat... Nu mai poți să-i închizi gura. Auzi, fii atent aici. Da, da. Cânta tata o romanță. Tata avea o voce extraordinară. Și cânta o romanță pe care numai la el am auzit-o, dar nu mai țin eu minte versul. Era așa... Îmbătrânesc și vremea trece peste mine. Și nu știu ce... aș vrea să scriu cu fum albastru de țigară mii de scrisori în care să-ți vestesc că inima te cheamă iară. Hai, spune-mi ce mult te iubesc. Nu mai știu, dar era atât de frumos o cânta tata, că mereu la petreceri, că noi dădeam niște petreceri de alea criminale, de neștia Toploieștiul, la final îl puneau să cânte asta, pe tata. Era foarte frumos tata. Mă bucur că ai adus aminte de el, pentru că acum, când îți vei aduce... Ți-l aduc pe tata, ți-l aduc pe tact. Să vină tasul. Ferească Dumnezeu. Aoleu, data viitoare când o să vă gândiți la ziua de astăzi, o să fie atunci când o să serviți fiecare dintre voi vinul de la Domenii Lecuza. Ăsta e roșu? Cred că ăsta e roșu. Roșu? Deci ăsta este vinul. Poftim, draga mea. Mulțumesc frumos. Și Doinița, dragă, ăsta este al tău. Mulțumesc tare. Tot de la Domenii Lecuza, acolo unde Alexandru Ian Cuza, în ianuarie. Băi, n-ați mâncat din tort. Da, n-ați mâncat, da. N-ați mâncat din asta. Eu vreau prăjitură, dar nu știu cum să o pun. Îmi spune acum. Îmi zici vreau prăjitură. Îmi zici prăjitura și eu ți-o pun pe... Prăjitura asta. Asta, perfect. Te ajut? Uite-o. Ia uite cum a pus-o. Sunt expert. Pe așa putea și eu. Am culcat și prăjitura. S-au terminat. Acest podcast se numește Lucruri Simple. Aole, îmi dă să cânt aia și e grea. În urmă cu 400 de ani, Cristian a compus o melodie. Băiatul de acolo. Băiatul ăla de acolo. Prietenul tău. Lucruri simple, dar e grea. E grea că m-am uitat aseară pe ea și e grea. Nu e grea deloc. I-am și scris lui ăsta, bă, dar ceva mai greu n-ai, că asta e simplă. Băi, Cristiane, ceva mai ușor. Eu vreau să vă spun că... Dar mare... eu am folosit-o la story-uri. Da? Da. Am folosit-o la story-uri. Dăm textul. Un moment, să fac și eu preambulul. Dorința mea este să vă văd pe amândouă de mai multe ori împreună. Eu vreau ca prietenia voastră să fie la fel de strânsă și să tot ce intervine în viața voastră care ar putea să vă perturbe acest lucru să nu existe. Să vă luptați în mod... Nu da? Există nicio. Când v-ați întâlnit voi ultima dată? Când a venit ea la mine. De Paște? De Paște. Târziu. Târziu. Da. Paște. Revelion.
am sunat-o, o am sun, vorbit. Îi dau un mesaj așa random și zic te iubesc atât. Da, așa este, ți-ar râd dacă vrei. Vreau neapărat să vă spun că ați spus da, dar s-ar putea după podcastul ăsta, după întâlnirea asta, să spuneți băi, nu cred că pot veni pe 14 februarie. Horia, stai să mă uit în agenda. Sigur, că nu știu te ce las am să te uiți în agenda. Te las și pe tine să te uiți în agenda. Dar da, eu vreau ca noi să cântăm tot ce am cântat astăzi în fața publicului. Drept pentru care eu vă mulțumesc din suflet. Vă spun că vă iubesc pe amândouă. Cine și abia aștept să vă văd zâmbind și dansând așa cum ați făcut-o astăzi. În cabar tata. Doamne, cât de greu ăsta. Ia, crezi că mă pregătesc din vreme. Acolo unde scrie Carmen și Doinița și HB, ăla-s eu. Dragii mei, a fost pentru voi Doinița Oancea și inimitabila Carmen Tănase. V-am sărutat și ne vedem cu proximă ocazie. Trească România dodoloasă! Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa. Bravo, Carmen! Ca un fulg în palma ta pentru mine, tine n-ar fi prea puțin. Bravo, mă, voce ce ai, mă! Nu caut cuvinte greu de înțeles și Doinița. Ce voce aveți, mă? Referenul zice așa. Orice mi se aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mi-e de-ajuns doar muzica, mi-e de-ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Orice zi care m-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Ia zi, Doinița, cum mă placi? Îmi placi tu așa cum ești, oh, yeah. Când mă cer și când mă iert și speranța, speranța că nu te vei schimba. Nu mă schimb pentru tine, nu mă schimb. Nu vreau să
și eu să mulțumesc, se poate? S-a da, terminat? Se poate orice. Deci, Horia, tu ai făcut astăzi pentru mine, nu, nici nu ești conștient de ce ai făcut. Pentru că e atât de mișto că nu pot să exprim ceea ce simt. Adică a rămas fără cuvinte. Nu am. Deci îți mulțumesc din suflet și ție, Doinița, că vii mereu lângă mine și ești mereu lângă mine și vouă tuturor și m-am simțit atât de bine cum nu m-am mai simțit de multă vreme într-un loc. Mulțumim, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos. Mulțumim Doiniței care a zis nu, nu mă interesează globurile de aur. Vin aici. Nu, și care mama. A zis cine, dragă? Mămica? Hai, mă lași. Hai, mă lași. Nu știu, mă mai gândesc. Doinița, o să-ți dăm 3.000 de euro. Bine, maică, hai, vin. Da, da, da. O secundă, n-am avut un dubiu. O dată pentru că invitația a venit din partea lui și... Cred că până la urmă oricine m-ar fi invitat, fiind vorba despre tine, aș fi venit fără doar. Murim aici. Deci murim. Plângem acum. Ai un loc în inima mea. Foarte tare. Asta e partea a doua. Atenție! Partea a doua. When I hold you in my arms. Da. When I hold you. Deci, nu mă din gură. De ce are asta? Acum, ia. Credeți că totul se termină odată cu întreruperea podcastului? Nu. Fetele mele dansează. Doinița arată lui Carmen în ultimii pași de dans. Sunt dansatoare și cântărețe. Fetelor? Dacă vezi ansamblurile alea de la cine s-a rapunțat, nu mor. Deci, de părnește doar de la. Ne vedem luni.